Bună ziua, stimați membri ai Consiliului Științific Specializat, stimați referenți oficiali, stimați invitați, onorată asistență. În conformitate cu ordinea de zi, astăzi vom analiza teza de doctor a doamnei Cristina Dolinski. Menționez că la ședință sunt prezenți membrii Consiliului Științific Specializat și referenții oficiali, conform deciziei ANACEC numărul 2 din 27 octombrie 2023 și voi spune care sunt aceștia. În primul rând, Paladioxana, în calitate de președinte, subsemnată, doctor habilitat în psihologie, conferențiar universitar, Tostaia Svetlana, secretar științific, doctor în psihologie, conferențiar universitar, Racu Iulia, doctor habilitat în psihologie, profesor universitar, Bodrug Lungu Valentina, doctor habilitat în pedagogie, profesor universitar, Losă Elena, doctor în psihologie, conferențiar universitar, în calitate de referenți oficiali sunt domnul Jelescu Petru, doctor habilitat în psihologie, profesor universitar, și doamna Agonța Victoria, doctor în psihologie, conferențiar universitar. Deci putem să spunem că toți membrii sunt prezenți și ședința este deliberativă. Precum am menționat anterior, în conformitate cu ordinea de zi a ședinței, este un singur subiect, și anume examinarea tezei de doctor în psihologie, elaborată de Cristina Dolinski, cu tema manifestări ale iluziilor pozitive în relațiile conjugale, conducător științific, doamna Carolina Platon, doctor habilitat în pedagogie, doctor în psihologie, profesor universitar. Teza a fost elaborată la specialitatea 511-01 Psihologie Generală și ea a fost elaborată în cadrul Departamentului Psihologie a Facultății Psihologie Științe ale Educației, Sociologie și Asistență Socială. Menționăm că examinarea tezei are loc în conformitate cu regulamentul de funcționare a Consiliilor Științifice Specializate și de conferire a titlurilor științifice aprobat prin decizia Consiliului de Conducere a Agenției Naționale de Asigurare a Calității în Educație și Cercetare numărul 38 din 10 octombrie 2018. Vreau să vă întreb dacă sunt careva obiecții la această ordine de zi. Nu sunt. Mulțumesc. Deci, în conformitate cu regulamentul, voi ruga secretarul științific, doamna Svetlana Tostaia, doctor în psihologie, conferențiar universitar, să ne prezinte dosarul pretendentei a doamnei Dolinski Cristina. Stimați membri ai Consiliului Științific Specializat de 511.01.23.111, referenți oficiali, onorate asistență, voi enumera documentele prezentate de pretendenta la titlul științific de doctor în psihologie, doamna Dolinski Cristina, care sunt elaborate în conformitate cu toate actele normative ale Agenției Naționale de Asigurare a Calității în Educație și Cercetare și dosarul conține. Decizia Consiliului de Conducere a Agenției Naționale a Calității în Educație și Cercetare, numărul 2 din 27 octombrie anul 2023, cu privire la formarea Consiliului Științific Specializat pentru susținerea tezei de doctor în psihologie a doamnei Dolinski Cristina cu tema manifestări ale iluziilor pozitive în relațiile de cuplu la specialitatea 511.01 Psihologie Generală, conducător științific, doamna Carolina Platon, doctor habilitat în științe pedagogice, doctor în psihologie, profesor universitar. Teza de doctor și rezumatele acestea în limbile română și engleză, hotărârea seminarului științific de profil din cadrul Universității de Stat din Moldova, inclusiv avizul seminarului științific de profil, elaborat în baza procesului verbal numărul 1 din 22 iunie 2023, la care se anexează lista de prezență a membrilor seminarului științific de profil și formularul evaluării tezei de către seminarul științific de profil. Tot în dosar este inclusă lista lucrărilor științifice publicate la tema tezei în număr de 10 lucrări, semnate de către autor și certificate de secretarul științific al
Universității de Stat din Moldova și suplimentul publicației de la tema tezei de doctorat. Avizul pozitiv al seminarului Unității Primare de Cercetare, elaborat în baza procesului verbal numărul 7, din 7 aprilie anul 2023, al Departamentului Psihologiei Universității de Stat din Moldova, avizul conducătorului științei fiecă la teză de doctorat, lista organizațiilor în număr de 18 pe adresa cărora au fost expediate rezumatele cu ștampila poștii inclusă în dosar și adverința de depunere a tezei de doctor în fondul Bibliotecii Universității de Stat din Moldova. Dosarul este complet, toate documentele au fost îndeplinite în strictă conformitate cu cerințele ANACEC. Mulțumim frumos, stimată doamnă Costaia. Am să vă rog frumos, dacă aveți careva întrebări cu referire la dosarul prezentat, să le adresați doamnei secretar științei. Nu, doamnă. Mulțumim. Dacă nu sunt întrebări, o să demarăm și o să continuăm ședința. O să o rugăm pe doamna Dolinski să prezinte conținutul tezei în următoarele 20 de minute. Stimată doamnă Dolinski, aveți cuvânt. Vă mulțumesc. Astăzi voi prezenta tema tezei mele de doctor manifestările iluziilor pozitive în relațiile de cuplu, conducător științific Platon Carolina, doctor habilitat, profesor universitar. Dacă ne referim la actualitatea și importanța problemei cercetate, în cadrul domeniului psihologiei de cuplu, în permanență se ridică întrebarea de ce unele cupluri mențin relații satisfăcătoare de lungă durată, în timp ce altele nu reușesc să realizeze această sarcină relațională. Schimbările datorate globalizării și multiculturalității imprimă o anumită structură și direcție de evoluție a idealei conjugale, reieșind din natura eterogenă relațiilor de cuplu. Și instabilitatea și disfuncționalitatea cuplurilor conjugale se atestă în nivelul ridicat de divorțialitate. Conform datelor prezentate de către Biroul Național de Statistică, în anul 2021 s-au înregistrat 9.905 divorțuri, fiind în creștere cu 12,6% comparativ cu anul 2020. Devine tot mai pregnantă în acest context influența diverselor credințe, mituri, expectanțe care cresc preferințele pentru alte forme de conviețuire, cum ar fi uniunile consensuale, concubinajul, dar pot să influențeze nemijlocit și interacțiunile dyadice. Mai mult decât atât, schimbările sociale și pun amprenta asupra dimensiunilor cognitive și comportamentale ale partenerilor conjugali, impunându-se necesitatea studierii continuă a acestor dimensiuni pentru a eficientiza și consolida relațiile dyadice. Scopul cercetării constă în stabilirea particularităților de manifestare a iluziilor pozitive în raport cu satisfacția în cuplu, percepțiile reciproce ale partenerilor conjugali, precum și elaborarea unui program de intervenție psihologică privind armonizarea iluziilor pozitive în relațiile de cuplu. Deși în diverse țări s-au efectuat studii asupra iluziilor pozitive în relațiile de cuplu, în Republica Moldova nu se atestă astfel de lucrări, ceea ce ne permite să constatăm o insuficientă investigație a acestor fenomene în contextul provocărilor societale cu care se confruntă diada conjugală. Cele expuse generează problema cercetării, care constă în elucidarea următoarelor întrebări. Cum se manifestă iluziile pozitive în relațiile de cuplu și cum poate fi asigurată armonizarea iluziilor pozitive pentru îmbunătățirea relațiilor dyadice? Obiectivele generale ale investigației, am avut patru obiective, ne-am propus patru obiective, deci analiza și sinteza cercetărilor cu referire la tema studiată, stabilirea particularităților privind iluziile pozitive, miturile căsnicie, satisfacția conjugală, percepțiile de sine și percepțiile reciproce ale partenerilor conjugale în funcție de genul subiecților și de durata căsniciei, elaborarea profilurilor psihologice de gen privind interrelația dintre iluziile pozitive, satisfacția conjugală și percepția partenerului conjugal și elaborarea, implementarea și evaluarea eficienței programului de intervenție psihologică privind armonizarea iluziilor pozitive în relațiile de cuplu. Ca ipoteză, am avut o ipoteză generală prin care presupunem că există particularități de manifestare a iluziilor pozitive în relațiile de cuplu și trei ipoteze specifice. Presupunem că există diferențe în manifestarea iluziilor pozitive, a miturilor căsnicie, a satisfacției conjugale, a percepțiilor de sine și a percepțiilor partenerilor conjugali în funcție de genul subiecților. Presupunem că există diferențe în manifestarea iluziilor pozitive și a satisfacției conjugale în funcție de durata căsnicii și presupunem că implementarea unui program de intervenție psihologică va contribui la armonizarea
iluziilor pozitive în relațiile de cuplu. Ca metode de cercetare am avut metode teoretice, metode empirice și metode statistico-matematice. Voi enumera doar metodele empirice. Testul iluziilor pozitive privind relația conjugală elaborat de Sandra Murray, lista miturilor despre căsnicie elaborată de Popnu și Whitehead, testul satisfacție conjugală elaborat de Stolin, Romanova și Butevu și metoda de diagnosticare a relațiilor interpersonale elaborată de Liri, Lefort și Sazek. În context relațional conjugal, iluziile pozitive au fost operaționalizate în mai multe moduri. Avem aici câteva moduri de definire și delimitare conceptuală a iluziilor pozitive. Avem relația, o iluzie pozitivă în relațiile conjugale este o relație proprie atunci când o considerăm că este mai bună decât o relație medie, când percepem partenerul într-o lumină mai favorabilă decât îl văd partenerii, când percepția partenerului este într-o lumină mai favorabilă decât percepția unui partener tipic sau mediu. Deci aici avem și caracterul transformațional al iluziei pozitive, când transformăm calitățile negative în calități pozitive. Ne-am axat și pe câteva teorii și avem descrise în lucrare teorii și modele explicative ale iluziilor pozitive. Dintre teorii avem teoria comparării sociale, teoria eului oglindit, teoria disonanței cognitive și teoria distinctivității optimale. Ca modele, deci avem modelul tradițional al sănătății, conform căreia euul sănătos, funcțional optim, este cel care se bazează pe principiul realității și nu pe principiul pluralismului. Avem modelul social-psihologic privind sănătatea mentală, elaborat de Taylor și Brown, care menționează că iluziile pozitive asigură funcționarea optimă a individului, și avem teoria marjii optime de Baumeister, care menționează că există un nivel optim de iluzii pozitive, de la ușor până la moderat. Dacă suntem sub nivelul optim, atunci avem un realism depresiv, dacă suntem peste nivelul optim, deci persoana trăiește într-o lume fantastică. Avem tipologia iluziilor pozitive. Sunt trei iluzii pozitive cele mai des întâlnite în literatura de specialitate: imaginea de sine iluzorie, controlul iluzoriu și optimismul iluzoriu. Ca dileme ale iluziilor pozitive, ne-am propus să identificăm dacă iluziile pozitive sunt universale sau culturale. Și în acest context, deci, iluziile pozitive se întâlnesc indiferent de cultura din care face parte persoana, doar că contextul cultural, deci, arată nivelul de iluzii pozitive, deci ne determină un anumit nivel de iluzii pozitive și specificul acestora. Dacă ne referim la iluziile pozitive, dacă sunt flexibile sau fixe, deci iluziile pozitive sunt destul de sensibile și anume la anumite circumstanțe din mediul social, deoarece ele deseori apar atunci când există situații amenințătoare. Iluziile pozitive sunt puțin conștiente, dar lucrează foarte bine și se adaugă un efort conștient atunci când se folosesc și alte fenomene, așa precum este mindfulness-ul. Analiza literaturii de specialitate ne-a permis să elaborăm un model teoretico-explicativ al manifestării iluziilor pozitive în relațiile de cuplu. Avem percepția bărbatului și percepția femeii, care poate să fie atât biasată pozitiv, ceea ce contribuie la dezvoltarea iluziilor pozitive, cât și o percepție acurată. Iar simbioza dintre iluziile pozitive și percepția acurată, deci, determină o anumită calitate relațională mai înaltă, cu anumite implicații în angajament și intimitate, atractivitatea fizică, atașament, stabilitatea conjugală și satisfacția conjugală. În capitolul 2, manifestări ale iluziilor pozitive în relațiile de cuplu, ne-am propus să determinăm manifestările iluziilor pozitive, a miturilor căsniciei și a nivelului de satisfacție conjugală la partenerii de cuplu în funcție de genul subiectului, să stabilim particularitățile de manifestare a iluziilor pozitive și a satisfacției conjugale în funcție de durata căsniciei, să identificăm particularitățile percepției de sine și a percepției partenerului conjugal în funcție de genul subiectului și să elaborăm profilurile psihologice de gen privind interrelația dintre iluziile pozitive, satisfacția conjugală și percepția partenerului de cuplu. Ca lote experimentale, în lotul experimental au fost incluși 100 de cupluri conjugale și prezentăm rezultatele obținute. Deci, în ceea ce privește manifestarea iluziilor pozitive, în funcție de gen, avem preponderent nivel moderat de iluzii la 52% de bărbați și 47% femei și nivel ridicat de iluzii 38% de bărbați și 45% femei. Totodată se atestă și deziluzii la 10% de bărbați și 8% femei. Nu s-au determinat diferențe semnificative în funcție de gen, fapt confirmat prin testul Test Student.
Continuăm să prezentăm datele în ceea ce privește miturile căsniciei. Sunt cele 10 mituri pe care le-am utilizat în cercetare. Vreau doar să mă refer aici la mitul 1. Bărbații au mai mari beneficii în urma căsătoriei decât femeile și aici am văzut că există diferențe semnificative între bărbați și femei. Deci bărbații consideră că acest mit este adevărat în proporție de 34%, iar femeile de 69%. Analiza detaliată a iluziilor pozitive și a miturilor căsniciei ne-a permis să identificăm câteva mituri ale căsniciei care reflectă pozitivitatea. De exemplu, mitul de obicei copiii contribuie la îmbunătățirea stării de fericire a cuplului și aproape pe cei doi parteneri. Aici avem răspunsurile respondenților care au răspuns afirmativ la acest mit și am vrut să determinăm și nivelul de iluzie. Observăm, predomină nivelul de iluzie moderat și nivelul de iluzie ridicat atât la femei cât și la bărbați. Același lucru se atestă, aceeași tendință se atestă și în următoarele mituri. Mitul cheia succesul unei căsnicii de durată este norocul și dragostea adevărată. Mitul cuplurile care locuiesc împreună înainte de căsătorie și astfel au posibilitatea de a testa cât de mult se potrivesc unul cu celălalt, au șansă să întemeieze căsnicii mult mai durabile și fericite decât ceilalți. Și mitul din cauza ratei crescute a divorțurilor care elimină căsniciile nefericite, persoanele care rămân căsătorite sunt mai fericite în viața de cuplu decât cele din trecut care rămâneau blocate într-un mareaj oricât de nefericit era acesta. În continuare prezentăm rezultatele obținute în manifestarea iluziilor pozitive în funcție de durata căsniciei, spre deosebire de funcție de gen. Aici se atestă diferențe semnificative la subiecții care au o durată căsniciei cuprinsă între 0-5 ani în comparație cu subiecții a căror mareaj are o durată de peste 31 de ani. În ceea ce privește satisfacția conjugală în funcție de gen, exact ca și la iluziile pozitive, nu am obținut diferențe semnificative în funcție de gen, ci am obținut diferențe semnificative în funcție de durată căsniciei. Deci, exact ca la iluziile pozitive, dintre persoanele care sunt angajate în relația actuală între 0-5 ani și persoanele căror relație durează mai mult de 31 de ani. După administrarea metodei de diagnosticare a relațiilor interpersonale, testul LIRI, deci am identificat câteva particularități ale percepției de sine, atât la femei cât și la bărbați. Observăm diferențe semnificative la următoarele scale: suspicios, subordonat, dependent, prietenos și altruist, cu valori mai ridicate la femei comparativ cu bărbații. În ceea ce privește particularitățile percepției partenerului conjugal, se atestă și aici diferențe semnificative între femei și bărbați la scala autoritar, suspicios, subordonat și dependent. Ca finalitatea demersului de cercetare, ne-am propus să elaborăm niște profiluri psihologice de gen care au fost determinate în urma analizei corelaționale a variabilor utilizate în cercetare. Avem profilurile psihologice de gen privind interrelația dintre iluziile pozitive, satisfacția conjugală și percepția partenerului conjugal, profilul bărbatului și profilul femeii. Deci, datele prezentate în aceste figuri ne permit să observăm anumite similitudini. Atât la bărbați cât și la femei se înregistrează sau se atestă o relație pozitivă între iluziile pozitive și satisfacția conjugală. Observăm în profilurile elaborate evidențierea unei relații între iluziile pozitive și percepția partenerului conjugal la anumite trăsături, egoist, agresiv și suspicios. De asemenea, la bărbați și la femei se atestă o relație semnificativă între satisfacția conjugală și percepția partenerului conjugal la anumite trăsături, egoist, agresiv, prietenos și altruist. Totodată, analiza acestor profiluri de gen ne-a permis să determinăm și anumite diferențe între femei și bărbați, și anume, spre deosebire de bărbați, la femei nu se atestă o relație între iluziile pozitive și percepția soțului la anumite trăsături, suspicios, subordonat și dependent, iar acest lucru se observă și la satisfacția conjugală. O altă deosebire înregistrată la femei comparativ cu bărbați se referă la relația dintre iluziile pozitive și percepția partenerului ca fiind autoritar, și anume, cu cât nivelul de iluzii pozitive este mai ridicat, cu atât femeile își percep soțul ca fiind mai puțin autoritar. În ceea ce privește experimentul formativ, deci organizarea și desfășurarea programului de intervenție psihologică privind armonizarea iluziilor pozitive în relațiile de cuplu, am selectat 6 cupluri conjugale care, fiind testate inițial, aveau un nivel scăzut de iluzii sau, mai bine zis, aveau deziluzii, insatisfacție conjugală și o percepție negativă a partenerului conjugal. În cadrul programului au fost preconizate 12 ședințe cu durată de 180 de minute, frecvența o ședință pe
săptămână și perioada de realizare a fost martie-august 2022, o perioadă destul de mare, astfel încât nu puteam să lucrăm cu toate cuplurile concomitent. Deci finalizam cu un cuplu și mergea alt cuplu. Analiza comparativă a manifestării iluziilor pozitive, în ceea ce privește testarea și retestarea, observăm diferențe. Dacă inițial toți participanții aveau deziluzii, după programul de intervenție psihologică avem o persoană cu deziluzie, avem 10 persoane cu nivel moderat de iluzii și o persoană cu nivel ridicat de iluzii, ceea ce sunt rezultate destul de concludente, reieșit din faptul că în literatura de specialitate, deci nivelul moderat de iluzii este un fenomen dezirabil. Totodată, dacă ne referim la valorile medii ale satisfacției conjugale, testare și retestare, observăm și aici diferențe semnificative înainte și după intervenția psihologică. În ceea ce privește percepția de sine în funcție de gen, am înregistrat diferențe semnificative la următoarele scale, atât la femei cât și la bărbați, deci avem egoist, la scalele egoist, agresiv, prietenos și altruist, la bărbați și la femei avem egoist, agresiv, suspicios, prietenos și altruist, doar că aici există două tendințe. O tendință de diminuare a valorilor negative și o tendință de creștere a valorilor pozitive. Exact același lucru se întâmplă și în ceea ce privește percepția partenerului conjugal în funcție de gen. Aici sunt prezentate doar scalele la care s-au înregistrat diferențe semnificative. Avem diferențe la scalele la bărbați, la egoist, agresiv, suspicios, prietenos și altruist și la femei, la egoist, agresiv, suspicios, prietenos și altruist, exact cu aceleași tendințe de diminuare a trăsăturilor negative și de amplificare a trăsăturilor pozitive. Demersul teoretico-experimental realizat ne permite să formulăm următoarele concluzii generale. Prin abordarea științifică susținută a fost stabilit că iluziile pozitive reflectă o dimensiune cognitivă condiționată de contextul psihosociocultural, reprezentând un set de percepții și credințe biasate pozitiv despre partenerul conjugal și relația de cuplu, cadru explicativ integrativ al acestor fenomene, contribuind la elaborarea modelului teoretico-explicativ al manifestării iluziilor pozitive în relațiile de cuplu. Rezultatele obținute în cadrul demersului experimental au demonstrat că genul subiecților nu influențează asupra nivelului iluziilor pozitive și a satisfacției conjugale, acest fapt datorându-se în mod specific interacțiunilor dintre cei doi parteneri în cuplu, iar durata căsniciei poate fi considerată un factor care determină nivelul ridicat de iluzii pozitive și satisfacție în conjugal în primii 5 ani ai relației. Totodată, percepția de sine și percepția partenerului conjugal implică diferențe semnificative în funcție de gen, datorându-se dezirabilității unor trăsături specifice masculine sau feminine și a persistenței în societatea unor stereotipuri de gen, dar cu o parțială flexibilitate. Rezultatele obținute în experimentul constatativ au demonstrat că miturile căsniciei sunt încă persistente în societate, fiind reflectată o posibilă relație între iluziile pozitive și miturile căsniciei care denotă pozitivitate. Rezultatele obținute la nivel corelațional au permis elaborarea profilurilor psihologice de gen privind interrelația dintre iluziile pozitive, satisfacția conjugală și percepția partenerului conjugal, care reflectă complexitatea dinamicii relaționale prin interdependențele înregistrate, contribuind astfel la înțelegerea fenomenelor psihologice din perspectivă de gen în cadrul parteneriatelor conjugale. Prin proiectarea și implementarea programului de intervenție psihologică privind armonizarea iluziilor pozitive în relațiile de cuplu, a fost stabilită o evoluție semnificativă pozitivă în nivelul de iluzii pozitive, satisfacția conjugală, percepția partenerului de cuplu și percepția de sine. Rezultatele cercetării prin valoarea teoretică și practică constituie un segment real în soluționarea problemei științifice importante, care constă în stabilirea particularităților de manifestare a iluziilor pozitive și elaborarea programului de intervenție psihologică, având ca scop ca efect armonizarea iluziilor pozitive în relațiile de cuplu, în vederea utilizării rezultatelor teoretice, metodologice și aplicative în practica psihologică. Considerăm că cercetarea realizată completează psihologia generală cu date teoretice și experimentale noi despre manifestările iluziilor pozitive în relațiile de cuplu. Avem și câteva recomandări pentru formatori și specialiști în domeniul psihologiei cuplului. Mă voi referi doar la câteva dintre ele, de exemplu, includerea rezultatelor obținute pe diverse platforme educaționale pentru cupluri, implementarea programului de intervenție psihologică privind armonizarea iluziilor pozitive în relațiile de cuplu, instituțiilor care au drept scop asigurarea bunăstării și longevității cuplurilor conjugale. Avem recomandări pentru psihologii și consilierii de cuplu, printre care menționez utilizarea probelor psihodiagnostice de către psihologi consilieri în vederea evaluării multiaspectuale ale relațiilor de cuplu, preluarea și utilizarea de către psihologii și consilierii de cuplu a programului de intervenție psihologică,
pentru cuplurile conjugale, deci atingerea unei stări de autenticitate, conștientizarea rolului și implicării fiecărui partener în dezvoltarea relației și proiectarea în termeni pozitive a viitorului comun și reactualizarea sistematică și rememorarea experiențelor pozitive retrăite împreună. Noutatea și originalitatea științifică rezidă în elaborarea unui dintre primele studii teoretico-experimentale din spațiu național în psihologia generală, care stabilește particularitățile de manifestare a iluziilor pozitive în relațiile conjugale, stabilirea modelului teoretico-explicativ al manifestării iluziilor pozitive în relațiile de cuplu, constituirea profilurilor psihologice de gen privind interrelația dintre iluziile pozitive, satisfacția conjugală și percepția partenerului conjugal și elaborarea programului de intervenție psihologică privind armonizarea iluziilor pozitive în relațiile de cuplu. Rezultatele obținute, care contribuie la soluționarea unei probleme științifice importante, constau în stabilirea particularităților de manifestare a iluziilor pozitive și elaborarea programului de intervenție psihologică, având ca efect armonizarea iluziilor pozitive în relațiile de cuplu, în vederea utilizării rezultatelor teoretice, metodologice și aplicative în practica psihologică. Semnificația teoretică a lucrării rezidă în completarea și consolidarea bazei teoretice cu privire la iluzii pozitive prin sintetizarea informațiilor despre manifestarea acestor percepții biasate pozitiv în contextul relațiilor de cuplu și rolul lor în diada conjugală, argumentarea modelului teoretico-explicativ al manifestării iluziilor pozitive în relațiile de cuplu, fundamentarea teoretico-științifică a programului de intervenție psihologică privind armonizarea iluziilor pozitive în relațiile de cuplu, abordarea intra- și interdisciplinară a prezentei cercetări, dat fiind faptul că nu ne-am rezumat doar la perspectiva psihologiei generale prin studierea iluziilor pozitive ca un fenomen cognitiv, dar și cea a psihologiei sociale și de cuplu. Valoarea aplicativă a lucrării constă în posibilitatea aplicării metodologiei psihodiagnostice adaptate în cercetare pe populația Republicii Moldova, elaborarea profilurilor psihologice de gen, validarea programului de intervenție psihologică privind armonizarea iluziilor pozitive în relațiile de cuplu. Datele experimentale pot fi utile cercetătorilor, psihologilor și consilierilor de cuplu, persoanelor implicate într-o relație conjugală. Rezultatele studiului și programul de intervenție psihologică propus în cercetare pot fi utilizate în consilierea relațională și în psihoterapia de cuplu, în diverse programe de educare a adulților menite să dezvolte competențe necesare pentru viața de cuplu premaritală și maritală. Vă mulțumesc pentru atenție. Stimată doamnă Belinski, vă mulțumim pentru raportul prezentat foarte bine. Acum trecem la următoarea etapă și este etapa întrebărilor. Stimați membri ai Consiliului, stimați referenți oficiali, onorată asistență, avem acum perioada în care adresăm întrebări pentru a face clarități cu referire la conținutul lucrării. Vă rog! Doctor habilitat în psihologie, profesor universitar. Vă mulțumesc, distință, doamnă președinte. Eu am două întrebări. Prima întrebare, aș vrea să știu cu ce dificultăți v-ați întâlnit în realizarea cercetării pe care ați făcut-o. Și a doua întrebare, care a fost feedback-ul pe care l-ați obținut de la cuplurile pe care ați aplicat programul de intervenție, ca să nu spun toată denumirea? Am înțeles, vă mulțumesc pentru o întrebare. Deci, principalele dificultăți au fost inițial legate de metodologie de cercetare. Deci, nu erau teste validate pe populația Republicii Moldova astfel încât să putem să le luăm și să le administrăm și a fost nevoie să le validăm, unele instrumente de măsură. În ceea ce privește experimentul formativ, am avut dificultăți în selectarea cuplurilor pentru că ne-am confruntat cu o reticență din partea bărbaților. Ei nu vroiau să vină la ședințe, ei ziceau că vin de aia și am mers și am lucrat cu fiecare cuplu în parte pentru că nu erau de acord bărbații să vină să lucreze împreună cu alte cupluri. Asta au fost principalele dificultăți cu care ne-am confruntat. În ceea ce privește feedback-ul din partea cuplurilor, deci inițial au venit cu expectanțe, cu așteptări foarte mari, ceea ce se va întâmpla în programul formativ. Pe parcurs, deci am lucrat cu, am pus accent pe conștientizarea importanței fiecărui partener în construirea și în evoluția relației de cuplu. Și deja ei erau mult mai implicați în ceea ce făceau, au înțeles că principala evoluție a relației nu depinde de moderator, ci depinde de fiecare partener în cuplu și de simbioza dintre cei doi. Mulțumesc!
Mulțumim. Doamna Bodrogrungu Valentina, doctor habilitat în pedagogie, profesor universitar. Da. Mulțumesc, doamnă președinte, mulțumesc frumos, doamnă pretendente. A fost o plăcere pentru mine să lecturez teza dumneavoastră, mai ales că se încadrează în activitatea pe care o desfășurăm. Și atunci, lecturarea lucrării dumneavoastră mi-a provocat câteva întrebări interesante. Prima ar fi, uitați-vă, noi suntem acum în contextul multiplilor crize. Cum credeți dumneavoastră? Chiar avem criza umanitară, avem criza energetică, încă avem criza post-COVID, avem criza contextul schimbărilor climatice. Nu, nu, noi suntem așa într-un context foarte critic. Cum credeți dumneavoastră? Dacă iluziile pozitive pot fi afectate de contextul crizelor a unui cuplu și dacă programul dumneavoastră ar putea să ajute anume în situații de criză cuplurile să-și mențină echilibru interior și să-și dezvolte o relație. Vă mulțumesc pentru întrebare. Deci, în perioada pandemiei am realizat și o cercetare, deci un articol este publicat în acest sens cu privire la stabilitatea și satisfacția conjugală în pandemie. Deci rezultatele care le-am obținut în această cercetare deci am determinat că nivelul de stabilitate în cuplu nu a fost afectat, în schimb a fost afectată satisfacția în cuplu. Evident că toate crizele care se întâmplă afectează, deci cu care se confruntă afectează relația celor doi. Mai mult decât atât, deci programul pe care noi ne-l propunem, l-am elaborat de fapt, ar putea să ia ajute să depună un efort comun astfel încât să-și dezvolte o relație frumoasă. Și mai mult decât atât, iluziile pozitive sunt afectate de oricare din crize, pentru că ele sunt destul de sensibile și am menționat acest lucru, sunt destul de sensibile la schimbării din mediul social. Pentru că iluziile pozitive apar atunci când sunt situații amenințătoare. Așa. Și apare această iluzie ca o credință că totul va fi bine. Și când sunt crize, evident că apare aceste iluzii. Mulțumesc! Mai am și încă o următoarea întrebare, pentru că mi-ați incitat interesul. Cum credeți dumneavoastră? Profilul psihologic al femeilor, al bărbaților, după mine, când citeam aceste date, deodată mi-a apărut ideea că parcă reproducem unele chestii legate de stereotipuri de gen. Cum putem utiliza lucrarea dumneavoastră pentru a preveni reproducerea stereotipurilor de gen? Pentru că sunt multe caracteristici, anume stereotipe. Prin lucrarea dumneavoastră, care este valoarea să prevenim reproducerea acestor stereotipuri? Deci, în primul rând, aceste profiluri psihologice de gen au scos în evidență anumite relații. Relația dintre iluzia pozitivă și anumite trăsături, care sunt importante la moment, fie pentru bărbat, fie pentru femeie. Mai mult decât atât, deci aceste profiluri psihologice de gen ne permit să vedem unde încă mai avem de lucrat la capitolul de stereotipuri de gen. Perfect. Da. Și ultima întrebare, pentru că au apărut două studii recente și în calitate de complementaritate la miturile, dar eu nu le pot numi mituri pentru că sunt niște sintagme. De exemplu, una din sintagme și afirmări este că implicarea bărbaților în activitățile casnice duc de fapt la creșterea satisfacției în cuplu. Noi nu punem accent pe satisfacție, aș vrea să faceți o conexiune cu iluziile pozitive, da? Și a doua sintagmă era, și asta un pic m-a pus în gardă, datele studiului recent în Statele Unite au arătat că, de fapt, mai fericite sunt persoanele care nu sunt legate de o relație de cuplu și căsătorie stabilă.
am putea cumva să conectăm cu cercetarea dumneavoastră. Știu că nu asta a fost obiectul, da, dar un pic m-a deranjat, sincer vorbind. Nu știu dacă referitor la America nu-i deranjează dacă dumneavoastră vă deranjează. Da, pentru că noi și din perspectiva cercetării trebuie să abordăm și contextul nostru și ceea ce se întâmplă și, de fapt, mă interesează utilitatea lucrării dumneavoastră în acest context. Am înțeles. Ca o provocare. Mulțumesc pentru întrebare. Deci, de fapt, și mitul pe care, primul mit la care eu m-am referit, că bărbații au mai multe beneficii în căsătorie decât femeile, iată, vorbește exact despre acea primă sintagmă despre care dumneavoastră menționați. Și femeile, deci, ele nu cred în acest mit. Pentru că ele au mai puține, imediat eu o să pun chiar mitul, da? Ca să vedem și rezultatele. Exact. Așa. Un moment. Iată aici. Deci mitul 1, bărbații au mai mari beneficii în urma căsătoriei decât femeile, doar 34% bărbați consideră că este adevărat și 69% de femei consideră acest lucru. Probabil rezultatele pe care noi le-am obținut țin de anumite aspecte legate de conflictul muncă-familie a femeilor, de multitudinea de sarcini casnice, de implicarea mai puțin activă a bărbaților în mediul casnic și de-aia și am obținut astfel de rezultate. Ar putea să fie o explicație. Vedeți, și Marea Britanie ei au obținut altfel. Au obținut că implicarea bărbaților a dus la creșterea satisfacției maritale, dar apropo mai mult a femeilor. Deci, mulțumesc frumos! Da, a fost o provocare și asta este important în context dezbaterilor științifice. Vă mulțumim, stimată doamnă Bălugă. În continuare vom ruga, îl vom întreba pe domnul Jelescu Petru dacă are întrebări pentru pretendentă. Stimate domnule Jelescu, vrem să vă întrebăm dacă ne auziți. Mulțumesc, domn profesor, pentru întrebare. Deci, iluzia pozitivă, din ceea ce noi am scos în evidență prin analiza literaturii de specialitate, iluzia pozitivă este o dimensiune cognitivă, condiționată de contextul psihosociocultural, care se referă la o analiză comparativă a relației și a partenerului în cuplu, ținând cont de anumite puncte de referință. Ne referim aici la comparația cu un partener tipic mediu a partenerului conjugal, de fapt compararea relației noastre proprii cu o relație tipică medie, plus avem și caracterul ăsta transformațional al iluziei atunci când transformăm anumite trăsături negative ale partenerului în trăsături pozitive. Deci e undeva legat de expectanță, doar că expectanța, așteptarea ea este este mai pasivă în comparație cu iluzia. Iluzia este mai activă. Aș putea să zic că se aseamănă cu un mecanism de apărare, astfel încât să avem o relație cât mai armonioasă. Stimate domnule Jelescu, dacă ați auzit răspunsul, vă rugăm să ne spuneți dacă aveți și alte întrebări. Deci, noi nu am avut un obiectiv al tezei să vedem aceste aspecte. Sperăm că pe viitor, în cercetările ulterioare, cu siguranță ne vom axa și pe alte segmente, pe alte forme de conviețuire, pe alte forme de relații și tot așa.
Alt subiect. Mitul este o credință la nivel de societate, de aia și-am făcut o diferență dintre iluzia pozitivă și miturile căsniciei, pentru că iluzia se poate referi doar la relația proprie, la partenerul propriu, pe când miturile căsniciei sunt sunt determinate mai mult de contextul social și sunt cu mult mai stabile și solide decât iluziile pozitive. De-aia ne-am gândit să facem o analiză a iluziilor pozitive și a miturilor căsniciei și am identificat o posibilă relație dintre aceste două, și anume la aceste mituri care denotă pozitivitate. Mulțumim! Da, vă rugăm, domnule Jelescu, vă auzim! Deci considerăm că rezultatele pe care le-am obținut în această cercetare ar fi foarte bune să se includă pe diferite platforme educaționale, în diferite suporturi de curs, în diferite traininguri pentru cuplurile conjugale, astfel încât să fie o pregătire cât mai eficientă, atât premarital cât și marital a cuplurilor conjugale, mai mult decât atât. Deci programul de intervenție psihologică privind armonizarea iluziilor pozitive în relațiile de cuplu ar putea fi utilizată și în relațiile de cuplu, la cuplurile maritale care se află în impas, că asta am făcut și noi și s-a demonstrat eficiența acestuia. Mai mult decât atât, ținem să menționăm că inițial în programul de intervenție psihologică nu ne-am propus să influențăm percepția de sine, dar fluxul bidirecțional dintre parteneri, deci ne-a permis să atestăm diferențe semnificative atât la percepția partenerului conjugal cât și la percepția de sine. Eu vă mulțumesc. Mulțumim frumos, stimate domnule Jelescu, pentru aceste întrebări clarificatoare. Mulțumim și pentru răspunsuri. Vă rugăm, stimați membrii ai Consiliului, doamna Gonța Victoria, doctor în psihologie, conferențial universitar, vă ascultăm. Întrebarea mea este despre percepția acurată a relației. Ați abordat iluziile pozitive, dar care este limita, care este diferența, cum delimităm noi ce este percepția acurată și de unde încep iluziile? Și care e raportul dintre iluzii pozitive, percepția acurată, deziluzii? Așa, în schema asta mai complexă de termeni. Vă mulțumesc pentru întrebare. Deci, percepția, iluzia pozitivă este o anumită ambiguitate și complexitate a fenomenului acesta pozitiv biasat. Da? Și cum spunea și Baumeister, deci există o bucată de iluzie pozitivă, o limită, un nivel optim de iluzie pozitivă, astfel încât să asigure funcționalitatea eficientă a individului. Vorbim de iluzia ușoară până la moderată. Deci testul pe care noi îl aplicăm, instrumentul de măsură, testul privind iluziile pozitive în relație de cuplu, deci măsoară nivelurile de iluzii pozitive, ceea ce ne-a determinat să vedem unde este deziluzia, unde este nivel moderat și nivel ridicat de iluzii pozitive. Nu am găsit, din păcate, în literatura de specialitate un raport, să zicem 40% e bine să fie percepția acurată, 50% să fie, sau 60% să fie iluzii
percepție pozitivă. E important ca persoana să se simtă bine cu nivelul pe care îl are de iluzii pozitive, astfel încât să funcționeze optim. Pentru că dacă avem un nivel exagerat de iluzii pozitive, evident, persoana este într-o lume fantastică. Vorbim despre acea sintagmă, dragostea este oarbă. Sau purtăm ochelari roz. Dar totuși, ce înseamnă percepția curată? Percepția acurată, deci în contextul relațiilor de cuplu, este atunci când noi vedem partenerul exact așa cum este el și cum se percepe el. Odată ce el se percepe și deci conceptualizarea iluziilor pozitive în contextul relațional conjugal, deci studiile vorbesc despre acest lucru. Odată ce partenerul se vede mai negativ decât ne vedem noi, deci odată ce partenerul se vede mai negativ decât îl percepem noi, noi avem o iluzie pozitivă. Deci noi îl vedem mai bine, într-o poziție mai bună, decât se vede el însuși pe sine. Asta ar fi o iluzie pozitivă în contextul relațiilor de cuplu. Și dacă el este un narcis care se vede extraordinar de bine și eu ca și partener îl văd la fel de extraordinar de bine, este despre iluzie sau despre percepția curată? Eu aș presupune că este mai mult despre iluzii și pentru că avem tipologia iluziilor, iluziile pozitive despre sine. Da, deci, dar iluzia, persoana narcisică are un caracter mai stabil. Iluzia pozitivă este destul de flexibilă și sensibilă la anumite schimbări. Dar percepțiile corespund. Este și partenerul și cel de se vede în aceeași măsură. Spunem că e percepția corespundă. Eu aș spune că o percepție mai denaturată, dar în sens pozitiv. Dar e acurat odată și coincid, nu? Bun, mulțumesc. Da, e o întrebare destul de retorică. Din perspectiva filozofiei postmodernistă, realitatea nu există. Realitatea este pentru fiecare al lor. Și atunci dacă aici coincide, aici coincide, da. Mulțumesc frumos, stimată doamnă Gonța. Vă rugăm foarte mult, stimați membri ai Consiliului, să adresați alte întrebări. Nu sunt alte întrebări. Dacă nu sunt alte întrebări, o să ne permitem să trecem la următoarea etapă. În cele ce urmează, o vom ruga pe doamna Dostaia să aducă la cunoștință obiecțiile, sugestiile expuse în avizul seminarului științific de profil, în nota informativă a ANACEC și în avizile altor centre referitoare la valoarea științifică și aplicativă a tezei. Vă rugăm. Da, vă mulțumesc, doamnă președinte, stimați membri Consiliului, referenți, onorată asistență, vin să vă aduc la cunoștință că ședința seminarului științific de profil a avut loc pe data de 22 iunie 2023. A proces verbal numărul 1, sugestiile cu privire la modificările efectuate în teză au fost incluse în tabelul de divergență prezentat după susținerea tezei în cadrul seminarului. Cele mai importante, să zicem, sau unele din aceste sugestii sunt următoare. S-au propus unele redactări a formulărilor, compartimentelor, adnotărilor, introducerii conform ghidului, valorificarea lucrărilor cercetătorilor autohtoni, descrierea mai detaliată a profilurilor psihologice, de gen privind interrelația dintre iluzie, satisfacție și percepție partenerului, explicarea mai detaliată a modelului teoretic-explicativ privind manifestările iluziilor pozitive, unele reformulări, redactări, etc. De fapt, pretendenta toate sugestiile acestea le-a luat în considerație, a efectuat modificările necesare, a făcut ajustările respectivă în teza de doctor și toate acestea sunt incluse în tabel de divergență. Decizia seminarului științific de profil din cadrul Universității de Stat de Moldova este a recomanda teza de doctor în psihologie manifestării a iluzilor pozitive în relație de cuplu elaborat de către doamna Dorinsky Cristina la specialitate 511-01 psihologie generală pentru examinare în Consiliul Științific Specializat.
După teza a fost evaluată de către experții ANACEC și obiecțiile și sugestiile au fost expuse în notă informativă a Agenției Naționale a Calității în Educație și Cercetare și acestea sunt următoarele. În introducere să fie precizate unele elemente, argumentarea în susținerea apartenența tezei la domeniul psihologiei generale, ipoteza generală să fie introdusă, unificarea terminologiei în problemă și scopul cercetării, redactarea scopului cercetării în sensul reflectării mai adecvate a activității de cercetare realizate. Eu le dau citire așa mai succint. Da, ca să nu intru în toate detalii. Se recomandă și redactarea tabelului 3.1 în scopuri și obiective. În cercetările formative și de control nu s-a utilizat grupul de control și s-a cerut explicația la acest fapt sau argumentarea. Redactarea concluziilor generale și redactarea gramaticală, stilistică și tehnică. La fel, obiecțiile acestea și sugestiile au fost luate în considerație, efectuate modificările necesare și totul acesta este foarte bine explicat în răspunsul la notă informativă. Totodată vin să vă informez că în afara avizului seminarului de profil au fost prezentate și avizia referitoare la valoare științifică și aplicativă a tezii din partea comunității științifice și practice din Republica Moldova. În special, noi avem avizii de la doamna Potânca Angela, doctor în psihologie, conferențar universitar, șef departamentul psihologie, Universitatea de stat din Moldova, doamna Șefciuc Maia, doctor în științe pedagogice, profesor universitar, șef departament științe ale educației, doamna Ana Tarnovski, doctor în psihologie, conferințar universitar la departamentul psihologie, Universitatea de stat, doamna doctor în psihologie, Fuzur Elena, formator, Universitatea pedagogică Ion Creangă, formator național, și domnul doctor în psihologie, Toma Serciu, director al Institutului pentru Familie și Inițiative Sociale. Autorii acestor avizii își exprimă convingerea că teza manifestării ale iluziilor pozitive în relațiile de cuplu corespunde cerințelor înaintate față de astfel de lucrări, iar autoarea Dolinski Cristina merită conferirea titlului științific de doctor în psihologie la specialitate 511.01 psihologie generală. Mulțumim frumos, stimată doamnă Tostaia! În cele ce urmează, vom ruga pe doamna Dolinski să răspundă acelor sugestii pe care le-a văzut în avizele primite de la experții naționali. Vă mulțumesc pentru avizele realizate, pentru analiza minuțioasă a rezumatului și a tezei de doctor. Și sugestii pe viitor. Și vom ține cont de sugestiile și recomandările propuse în avizia. Mulțumesc! Mulțumim! În cele ce urmează, o vom ruga pe doamna Carolina Platon, doctor habilitată în pedagogie, doctor în psihologie, profesor universitar, să caracterizeze calitățile personale și profesionale ale candidatei. Stimată doamnă Platon! Da, mersi, mersi, stimați colegi! Onorată asistență, eu aici mă aflu într-o dublă postură. În primul rând sunt colega Cristinei și în al doilea rând sunt conducător științific al tezei. Și pentru că e vorba și despre calitățile profesionale, vreau să spun câteva cuvinte despre Cristina ca colegă, ca membru a catedrei de a departamentului psihologie. Este un cadru didactic foarte competent, are priză la studenți, este, cum să zic așa, simpatizată, chiar aș zice, și stimată de colegii de la catedră. În calitate de cadru didactic, conducător științific, perioada aceasta a lucrat o perioadă foarte lungă,
Dar au fost niște motive pe care Cristina a reușit să le surmonteze, să le treacă și am ajuns la finalizarea acestei teze, cred eu, unei teze foarte bune, după părerea mea, dacă am dreptul să spun acest lucru. Ca și cercetător de acum, este o persoană foarte responsabilă, o persoană foarte inteligentă, dar și foarte anxioasă. Am avut niște probleme enorme cu această anxietate, deși știm noi că anxietatea are și tentă pozitivă. Și eu până la urmă ziceam, e bine lucrul ăsta, asta e bine, te face să te gândești. La un moment dat, undeva, cu un an în urmă, ea zicea, nu mai vreau nicio iluzie, nu mai vreau niciun mit. Cu greu am convins-o și văd eu că bine am făcut, că am convins-o și eu și colegii, pentru că am ajuns, cred eu, la un final foarte, foarte bun. Și pentru că eu, ca coordonator sau conducător științific, am fost obligată oricum să fac o teză, un aviz la teză, pentru că așa sunt cerințele, unde am vorbit și despre lucrare. Eu nu vreau să mă opresc la lucrare. Sunt membrii Consiliului, sunt referențe care o să facă o analiză, cred eu, foarte detaliată. Eu totuși vreau să mă opresc la câteva momente, la două, trei momente, care cred eu că sunt originale, sunt pentru prima dată realizate în baza acestei cercetări. Ceea ce își vorbea și colegul meu, domnul Jelescu, da? Tema. Eu cred că este o temă foarte importantă, care ne vizează absolut pe toți, să zic așa, pe majoritatea populației din Republica Moldova, pentru că toți sunt în niște relații conjugale sau pe urmă în următoarele cercetări o să vedeți și concubinaș și așa mai departe. Asta vă rămâne să cercetați și dacă e nevoie și cei cu drapelul celălalt cu multicolor. Astea sunt chestii de viitor. Dar ceea ce a făcut dumneavoastră în această teză, această temă care este pentru prima dată, să zic eu așa, cercetată la noi în Republică, este un lucru foarte, foarte important. Eu vorbesc de ideea de iluzie pozitivă. Al doilea moment la care eu vreau să mă opresc e vorba de instrumentele utilizate. Bun, sunt patru instrumente, două le cunoaște toată lumea, dar primele două care au fost acolo prezentate, e vorba de testul care măsoară iluziile pozitive și ceea ce am insistat eu până la ultimul moment, miturile, pentru că mi îmi pare că este un instrument extraordinar de interesant. Aceste două instrumente sunt utilizate pentru prima dată și văd eu că au scos la iveală niște aspecte poate mai tăinuite a relațiilor în cuplu. Și încă un lucru tot important și tot legat de aceste două instrumente, pentru prima dată s-a făcut validarea acestor instrumente, pentru că ea cu anxietate ei nu este validat. Mai multe instrumente nu sunt validate, le utilizează lumea. Susțin teze de doctor habilitat cu instrumente nevalidate, pentru că știm noi că în cercetări se permit niște lucruri de acest tip. Nu, în Moldova nimeni nu se ocupă de validarea instrumentelor, pentru că este o muncă anevoioasă, o muncă enormă și, mă rog, rămâne pentru iată tineretul care ne înconjoară și care posibil că o să se ocupe de lucrul ăsta. Cristina a făcut acest lucru și a obținut un coeficient foarte bun. El este în teză la anexă, puteți să vă uitați, e vorba de coeficientul Cromba, care exact exprimă că testul este, eu zic așa, când explic studenților ce înseamnă valid, este bun, da? Este bun de utilizat și de aplicat. Și ca să închei, ceea ce mi-a plăcut mie, finalul capitolului teoretic, eu nu vorbesc de analiză, este o analiză foarte bună, iarăși eu, fără să vreau, mă implic cu, dar am avut o plăcere să lucrez cu Cristina și la așa o temă. Este un pic o temă ieșită din comun. La capitolul 1, iar această schemă, eu deseori mă gândesc la lucrul ăsta, că ar fi foarte bine ca analiza teoretică, capitolul 1, de regulă, da, în tezele clasice, totuși
să se încheie nu cu niște concluzii, asta e așa, asta e așa, adică concluzii verbale, să zic eu așa. Și ar fi foarte bine să fie, să eu tot timpul am fost pentru structurare. Și capitolul ăsta 1 a fost ca și cum analizat, structurat și are un rezultat foarte bun după mine. Modelul teoretico-explicativ al manifestării iluziilor pozitive în relațiile de cuplu. Tot timpul ceea ce putem vizualiza ne face ordine chiar și nouă, nouă la cei care citim sau care analizăm o lucrare. Astea fiind spuse, eu îmi permit să o felicit pe Cristina pentru că știu câte emoții, mai ales în ultimul an de zile, când de acum am hotărât merge mai departe, câte emoții a avut, am vrut să spun fata asta, da? Cristina, câte emoții a avut, dar dumneavoastră vă rămâne, vreau zic, să analizați și să vă expuneți părerea, eu vă doresc succes la, în această activitate, da? Da. Dar Cristina, zic încă o dată, mulțumesc Cristina la mai mult și la mai mare, ai văzut de acum că mai sunt încă niște direcții care pot fi, să zic, cercetate și împreună cu ceea ce ai făcut să genereze ceva mai mare și mai amplu, dacă mai avem putere. Da, mulțumim frumos, stimată doamnă Platon. Acum o să trecem la următoarea etapă în care vor vorbi referenții oficiali despre importanța, despre valoarea acestei lucrări și în conformitate cu ordinea consecutivă aranjată în decizia Consiliului și referențelor oficiale. O să oferim cuvânt domnului Jelescu Petru, doctor habilitat în psihologie, profesor universitar, pentru a citi avizul cu referire la valoarea lucrării. Stimate domnule Jelescu, vă rugăm foarte mult să ne prezentați avizul dumneavoastră. Stimate domnule profesor Petru Jelescu, vă mulțumim foarte mult pentru acest aviz minuțios realizat. Acum o să-i oferim cuvânt doamnei Dolinski pentru a răspunde sugestiilor din acest aviz. Stimate doamnă Dolinski, vă rugăm. Vă mulțumim. Vă mulțumesc domnul Jelescu pentru recenzia pe care dumneavoastră ați realizat-o pentru analiza minuțioasă a tezei și a rezumatului tezei mele de doctorat. Referitor la obiecții, cuvintele cheie, deci ne-am gândit că nouă vor fi suficiente fiind o limită de 10 cuvinte cheie, în ceea ce privește subcapitole, deci pentru o structurare mai bună a tezei și o diferențiere a rezultatelor obținute în cadrul demersului investigativ, am considerat oportun ca să structurăm astfel compartimentele în subcapitolul 2. Referitor la unele greșeli gramaticale, stilistice, deci cu siguranță vom ține cont de aceste obiecții și recomandări într-o frumoasă monografie, în cercetări ulterioare și cu siguranță se va regăsi și concepția rezultantei în aceste lucrări. Vă mulțumim! Mulțumim frumos, stimată doamnă Dolinski. În cele ce urmează, oferim cuvânt următorului referent oficial, care este doamna Victoria Gonța, doctor în psihologie, conferinței universitar. Stimată doamnă Gonța, vă ascultăm. Mulțumesc, doamnă președinte, pentru oferirea de cuvânt și, în general, pentru invitația în calitatea aceasta de referent la o asemenea teză și la o ilustră prezentare. Cu asta vreau să încep. Felicitări pentru o prezentare foarte bună a lucrării dumneavoastră.
foarte succintă, comprehensivă și convingătoare, și răspunsurile la întrebări pe care le-ați oferit foarte detaliat și în cunoștință de cauză. Acum mă voi referi la cele expuse în aviz, cu unele prescurtări, ca să economisesc din timp. Tema tezei de doctorat prezintă interes științific incontestabil și este una extrem de importantă și actuală, care vizează cuplul contemporan și factorii care influențează calitatea, stabilitatea relaționării din diadă. În Republica Moldova, cu adevărat, nu se regăsesc lucrări care ne permit să constatăm originalitatea studiilor dumneavoastră în domeniul iluziilor pozitive în relațiile de cuplu, în contextul provocărilor sociale și cu care se confruntă diada conjugală. Există lucrări pe ceea ce înseamnă relațiile de cuplu, percepția cuplului, calitatea relațiilor, stabilitatea cuplului, comunicarea în cuplu, dar în ceea ce privește iluziile pozitive și calitatea lor în relația de cuplu sau impactul lor în relația de cuplu, nu. Într-adevăr, schimbările sociale la care asistăm și doamna Bodrug ne-a vorbit despre multiplele crize în care ne aflăm în perioada actuală, își pun amprenta asupra dimensiunilor cognitive și comportamentale a partenerilor conjugali. Și acest fenomen ne impune pe noi, cei care activăm în domeniul psihologiei, atât la nivel de cercetare cât și practic, studierea continuă acestor dimensiuni pentru a eficientiza și a consolida relațiile de cuplu, știind și pornind din dezideratul bine cunoscut, familia este celula societății și în oricare societate, mai ales în situații de cuplu, doar consolidarea acestei celule poate să salveze viitorul unei societăți. De aceea, lucrarea dumneavoastră este una foarte actuală și necesară la acest moment. La fel, dimensiunile cognitive și în relațiile de cuplu reprezintă un domeniu relativ nou în interesul științific manifestat în psihologie generală, în psihologia socială, în psihologie educațională. Este cumva o temă care se regăsește în mai multe domenii de cercetare psihologică și are un caracter transdisciplinar care îi dă o pondere și mai mare acestei lucrări. Problema cercetării și scopul cercetării, pe care n-am să le recitesc cum sunt formulate, atât problema, scopul, cât și obiectivele, prezintă o organizare conceptuală logică din perspectiva designului cercetării în domeniul psihologiei și sunt calitativ formulate. Exprimă foarte clar demersul dumneavoastră științific și, ne intrând în detaliile tezei, deja putem să înțelegem despre ce va fi această lucrare, ceea ce vorbește despre calitatea și capacitatea doctorandii de a construi un demers logic științific. Structura tezei a fost condiționată de scopul și sarcinile stabilite, după cum urmează introducere, trei capitole, concluzii generale, recomandări, bibliografie și anexe, o structură clasică, o structură care se cere în ghidul de elaborare a tezei de doctorat în psihologie. Și această structură i-a permis autoarei tezei să înglobeze cele mai importante realizări în cercetarea sa, atât teoretice cât și empirice și de implementare practică a unor idei inovatoare sau programe de intervenție. Chiar de în introducere, autoarea tezei ne explică foarte clar atât actualitatea cât și originalitatea studiului său. Ne dă și unele explicații terminologice pentru ca să excludă posibilele
iluzii, posibile confuzii terminologice care se vor regăsi în lucrare. Ne vorbește și despre ce înseamnă iluzii, pornește de la iluzie, apoi urmează la, merge spre iluziile pozitive, face diferența dintre iluziile pozitive și erorile cognitive, diferența dintre iluziile pozitive și bias, ajunge la concluzia ce tip de biasuri este iluzia pozitivă și clarifică terminologic aspectele studiate. În capitolul 1, doctoranda parcurge mai multe delimitări conceptuale și explică și înlătură confuziile, iluzii pozitive și mecanisme de apărare, speranța și iluziile pozitive, iluzii pozitive și efectul halo. În rezultatul acestor investigații, autoarea delimitează caracterul constructivist, activ, sănătos, adaptativ și transformațional a iluziilor pozitive, dar totodată subiectiv și imprecis și le poziționează undeva între percepție și convingeri. Ulterior se trece la teoriile explicative ale fenomenului investigat și tipologiei iluziilor pozitive. Descrie factori de influențare, relația, prezintă dilemele din psihologie cu referire la iluziile pozitive, iar apoi trece la specificul acestora în relația de cuplu, unde se aprofundează și încheie prin constatarea precum iluziile pozitive dețin un rol important în calitatea relațiilor de cuplu, prin efectele benefice asupra interacțiunilor dintre cei doi parteneri. În rezultatul analizei teoretice a literaturii, autoare propune un model teoretico-explicativ al manifestării iluziilor pozitive în relația de cuplu, care explică specificul iluziilor pozitive și rolul acestora în relația de cuplu, ceea ce conferă valoare teoretică lucrării. Acest model îl apreciem foarte înalt, pentru că, într-adevăr, cum a zis și doamna Platon, conceptualizarea schematică a aspectelor teoretice studiate de către doctorand vorbește despre capacitatea doctorandului de a organiza logic un material voluminos teoretic și acest model este foarte valoros. Ați putea să-l puneți pe un slide și să faceți câteva lecții. Da. Dintr-un slide puteți să faceți un curs, de fapt, pentru că fiecare din elementele pe care le-ați trecut în acest model este un domeniu aparte pe care legat sau închegat studenții ar putea să înțeleagă de ce este necesar să avem, să dezvoltăm aceste iluzii pozitive, cu ce ele sunt benefice pentru sănătatea persoanei și pentru sănătatea cuplului sau relației, pentru această celulă. Putem aprecia că tot capitolul teoretic este construit într-o manieră exactă, laconică și convingătoare. Autoarea a știut să construiască un traseu clar pentru navigarea problemei investigate. Apreciem trecerea în revistă a cercetărilor autohtone recente, dedicate cuplului și familiei, a reprezentărilor familiei contemporane, dar și multe alte lucrări dedicate stabilității cuplului și satisfacției maritale, care se regăsesc în țară și în spațiul românesc. Considerăm importantă analiza acestor lucrări și menționarea lor în teză. Totodată, constatăm că numărul acestor studii este destul de limitat și insuficient pentru a identifica soluții la provocările obiectului cercetare. Astfel, considerăm că autoarea tezei aduce o contribuție valoroasă științei psihologice prin acest demers de cercetare științifică dedicat manifestărilor iluziilor pozitive în relațiile de cuplu. Analiza literaturii de specialitate cu privire la specificul iluziilor pozitive și în relațiile de cuplu a permis doctorandii să elaboreze acel model înalt apreciat, însă apare întrebarea de ce s-a ales drept obiect de studiu doar iluziile pozitive și nu și percepția acurată, care doar împreună conturează calitatea relațională, după cum afirmă însă și autoarea în explicația modelului. Capitolul 2. Cuprinde o dublă incursiune. În primul rând, sunt determinate manifestări ale iluziilor pozitive privind relația conjugală și miturile căsniciei în funcție de genul subiectelor experimentale. În al doilea rând, sunt identificate manifestări ale iluziilor pozitive în funcție de durata căsniciei. Prezentul compartiment are
punctate, clar, obiective, ipoteze, etape de cercetări, metodologie, explicațiile de regoare privind alegerea acestor metode, eșantionul, colectarea și interpretarea rezultatelor, toate elementele introduse în cercetare au fost foarte bine explicate ce și de ce se regăsesc în această lucrare. Metodele de cercetare au fost selectate în corespundere cu demersul teoretico-empiric care a avut drept scop elucidarea aspectelor definitorii ale iluziilor pozitive în relațiile de cuplu și determinarea manifestării acestor percepții biasare pozitivă în deada conjugală în raport cu satisfacția de cuplu și percepțiile reciproce ale partenerilor conjugali. Cumulativ, metodele de cercetare utilizate în studiu permit o abordare diversificată și o înțelegere profundă a manifestării iluziilor pozitive în relațiile de cuplu. Adică argumentează faptul că metodologia a fost selectată foarte bine. Rezultatul studiului infirmă ipoteza 1, precum există diferențe de gen în manifestarea iluziilor pozitive cu privire la parteneri în relația conjugală. Și apare logic întrebarea pentru ce se urmărește ulterior elaborarea profilurilor de gen prin prisma diferențelor semnificative prin manifestarea iluziilor pozitive, acolo unde diferențe nu sunt. Dar studiile percepțiilor de sine și reciproce ale partenerilor conjugali prin metoda Lili a arătat că există diferențe semnificative în percepția de sine în funcție de gen. Femeile adesea se autodescriu mai mult făcând trimitere la relațiile cu ceilalți, fiind mai relaționale, iar bărbații cu tendință de autodescriere în termeni de separare față de ceilalți. Există diferență și în percepția reciprocă, bărbații își percep soțiile ca fiind mai autoritare decât se percep ele însăși. De asemenea, se conturează o tendință a femeilor de a se vedea mai subordonate și dependente decât le văd partenerilor, dar principalul rezultat este că există o corelație semnificativă între iluziile pozitive și satisfacția în cuplu, ceea ce demonstrează că iluziile pozitive asigură un nivel mai înalt de satisfacție conjugală și aceasta se regăsește în scopul și în ipoteza cercetării generale. În ce privește rezultatele ce reflectă manifestarea iluziilor pozitive în funcție de durata căsnicii, comparare rezultatelor prin instrumentele folosite, indică la prezența diferențelor semnificative doar la subiecții care au o durată de căsnicie până la 5 ani și peste 30 de ani. Aceiași rezultat se atestă și în cazul satisfacției maritale și constatarea acestor diferențe vine în favoarea rezistenței cuplului la toate schimbările și crizele prin care aceasta a reușit să le treacă. În general, studiul empiric este realizat cu acuratețe. Rezultatele sunt bine interpretate și prezentate, atât grafic cât și letric. Cercetarea este destul de bine argumentată, prezentată laconic și convingător. Capitolul 3. Reflectă rolul și impactul programului de intervenție psihologică aplicat cuplurilor conjugale, prin care s-a intenționat armonizarea iluziilor pozitive și îmbunătățirea relațiilor de cuplu. Aici apare altă întrebare. De ce să armonizezi iluziile pozitive dacă ele sunt deja pozitive? Da? Dar selectarea metodelor și tehnicilor orientate spre pozitivarea percepției și optimizarea calității relaționale oferă parțial răspuns la această întrebare. Trebuie să apreciem înțelegerea și disponibilitatea disertantei să proiecteze și să realizeze o intervenție de cuplu reieșind din tendința de a se simți în siguranță a cuplurilor. Dar în ce măsură s-a reușit să se urmărească cu exactitate metodologia intervenției în toate cuplurile? Ca să putem afirma că anume acest program și nu alt format asigură armonizarea relației. Cum putem fi convinși că există un model valid de intervenție prezentat în cercetare? Cum ne asigurăm că efectul intervenției pe care l-ați obținut este rezultatul strict al armonizării iluziilor pozitive și nu altor factori precum degajarea emoțională, armonizarea comunicării interpersonale? Cert este că programul de intervenție pe cupluri este construit riguros, bazat pe dovezi științifice, consecvent, și ca tematici, și ca structura ședințelor. Este firesc să fie obținut rezultatele consistente odată ce fiecare cuplu i s-a oferit atâta timp și tehnici bine construite.
Analiza cantitativă și calitativă a rezultatelor ne permite să concluzionăm că programul de intervenție și-a atins obiectivele propuse, demonstrându-și eficiența în armonizarea eluziilor pozitive în relațiile conjugale, dar fiind comparația acestor eluzii pozitive și nivelul lor în test și retest, devenind astfel recomandabil și în intervențiile psihologice pentru cuplu. Prin activitățile propuse în cadrul programului se contribuie la îmbunătățirea relațiilor de cuplu prin valorificarea fiecărui partener în diada conjugală și încurajarea relațiilor bazate pe experiențe pozitive, menite să asigure funcționalitatea cuplului. Concluzii și recomandări. Aș zice că concluziile sunt destul de modeste comparativ cu rezultatele pe care le-ați obținut în lucrare. Ele conturează cele mai importante rezultate, dar sunt expuse într-o manieră în care devalorizează conținutul tezei. Recomandările sunt prea generice și nu se referă la latura perceptuală a relației de cuplu și aici aș extinde un pic și aș concretiza recomandările, poate reușiți să o faceți atunci când veți parcurge la scrierea monografiei. În concluzie, studiile realizate și prezentate în teză completează preocupările cercetătorilor și ale specialiștilor din domeniul psihologiei generale, psihologiei sociale și a familiei, în vederea unei mai bune cunoaștere a fenomenului iluzii pozitive în cuplu, manifestărilor asociate și efectelor pe care le are asupra sănătății mentale, funcționării de familie, adaptării și solicitării precum criza și asupra dezvoltării globale a relațiilor de cuplu. Modelul teoretico-explicativ elaborat de către autoarea tezii poate fi utilizat în viitoarele studii focalizate pe problematica determinantelor succesului marital. Autoarea operează cu un limbaj științific adecvat, lucrarea prezintă un text științific bine structurat și explicit. Teza este judicios elaborată, fiind respectate toate rigorile unei cercetări în psihologie și corespunde cerințelor înaintate de ANACEC pentru un asemenea tip de lucrări. Considerăm că autoarea tezii a respectat toate cerințele față de această lucrare și în temeie celor expuse formulăm concluzia precum cercetarea realizată de doamna Dolinski Cristina, manifestarea eluzilor pozitive în relații de cuplu, este una foarte bună, autoarea merită conferirea gradului științific de doctor în psihologie la specialitatea 511.01 psihologie generală. Stimată doamnă Gonța, vă mulțumim foarte mult pentru acest aviz. Vom ruga pe doamna Dolinski să răspundă sugestiilor făcute de către domnul. Mulțumim, doamna Gonța, pentru aviz și pentru obiecțiile și recomandările de care vom ține cont atunci când vom scrie monografia referitor la neincluderea variabilei de percepție acurată sau conceptului percepție acurată în lucrare. Deci cred că va fi o sursă motivațională pentru teza de doctor habilitat. Cu siguranță o includem acolo, de percepție acurată. Vă mulțumim! Mulțumesc, doamnă Dolinski. O să trecem la următoarea etapă. Avem astăzi invitați la ședință și vom ruga invitații să discute despre valoarea științifică a tezei. Oferim cuvânt doamnei Elena Puzur, doctor în psihologie, Universitatea Pedagogică de Stat Ion Creangă. Stimată doamnă Puzur, vă ascultăm. Academica psihologilor, să știți că mi-a fost dor de dumneavoastră și mulțumesc pentru că v-ați gândit și m-ați invitat la o ședință, la o activitate atât de frumoasă. Vin de start să felicit pe doamna conducător științific, doamna Platon Carolina, doctor habilitat în pedagogie, doctor în psihologie, pentru care am un respect deosebit și felicitări doamnei doctorande, Dolinski Cristina, nu am să mă repet, doar am să fac niște aprecieri care le consider de valoare. Lucrarea m-a impresionat.
Cercetarea științifică realizată la nivel de teză de doctor în psihologie de către doamna Dolinsky Cristina a fost un subiect sensibil și foarte actual pentru o societate sănătoasă, problema relațiilor interpersonale în viața de cred. Pentru mine, familia este centrul universului, este sensul vieții mele și am apreciat o lucrare extraordinar de frumoasă. O cercetare științifică, dar în același timp îmbrăcată într-o haină de sărbătoare. Analiza asta a surselor științifice și a demersului științific aplicativ i-au permis autoarei să formeze o viziune științifică complexă pentru conceptele pe care le-a elucidat. Ați prezentat un aparat categorial foarte bine definit, complet, bine argumentat, pentru ce vă felicit. Totodată vin să menționez valoarea metodologiei cercetării, care a ținut să elaboreze un fundament, s-a axat pe un fundament solid al unui spectru larg de abordări teoretice în domeniul psihologiei generale, psihologiei sociale, psihologiei diferențiale a vârstelor și psihologiei de cuplu. Dumneavoastră ați reușit cu succes să stabiliți acele particularități privind iluziile pozitive, miturile căsnicii, satisfacția conjugală, percepțiile de sine și percepțiile reciproce ale partenerilor conjugali în funcție de genul subiectelor și de durata căsniciei. Frumos ați determinat, ați stabilit, ați exemplificat acel model teoretic-explicativ al manifestării iluziilor pozitive pe care îl voi folosi și eu, desigur că am să fac trimiteri la cercetarea dumneavoastră. Cu succes ați elaborat profilurile psihologice de gen privind interrelația dintre iluziile pozitive, satisfacția conjugală și percepția partenerului conjugal. Frumos, elegant ați elaborat, implementat și evaluat eficiența acelui program de intervenție psihologică privind armonizarea iluziilor pozitive în relație de cuplu. Clar că este de apreciat eșantionul cercetării, unul impunător. Noi cunoaștem cât e de greu să convingi un cuplu să vină să-și deschidă sufletul la un specialist și, în concluzie, noi ne exprimăm convingerea că prin teza de doctor doamna Dolinsky Cristina cu tematica manifestării ale iluziilor pozitive în relațiile de cuplu a creat suficiente valori teoretice și aplicative, fapt pentru care considerăm că merită să-i se acorde titlul științific de doctor în psihologie, specialitatea 511-01, psihologie generală. Vă felicit, doamna doctorandă, doamna conducător științific și întreaga comunitate a psihologiei și pedagogilor, care se ocupă cu probleme foarte sensibile. Doar de noi ține să salvăm acest construct familie. Mulțumesc! Mulțumim frumos, stimată doamnă Cuzur. Oferim cuvânt domnului Sergiu Toma, doctor în psihologie, Institutul pentru Familie și Inițiative Sociale. Mulțumesc! Pot să număr din? Sigur! Mulțumesc frumos! Stimați colegi, stimată Cristina, doamnă Platon, felicitări! Eu mă simt onorat să fiu aici astăzi. Și eu, ca și doamna Budruc, am avut foarte multe dileme interne și curiozități atunci când am studiat cercetarea și mi-am trezit foarte multe semne de întrebare și sunt sigur că și în alte etape de susținere au existat dezbateri pe subiect. Am să fiu de acord cu ce spunea domnul Jelescu. Eu am privit când se referea la funcția de adaptabilitate a iluziilor. Eu am cercetat sau am studiat lucrarea ca practician sau uitându-mă la ea în mod special ca și practician. Și am încercat să-mi răspund la întrebarea dacă aș putea eu sau dacă mi-aș dori eu să folosesc programul atunci când asist cuplurile. Și eu am spus că da. Pe mine m-a interesat nu atât de mult conținutul sau tot setul de exerciții, pentru că ele întotdeauna pot fi ajustate în dependență de grupul centru cu care noi lucrăm, ci am înțeles că este extrem de valoros în program, este faptul că programul îți dă posibilitatea să scoți, cum spunem noi, de multe ori la suprafață lucrurile care de multe ori
nici noi, în calitate de partener de cuplu, nu le știm despre noi sau despre celălalt. Și cred că asta este un element de bază. Eu am aceeași nedumerire pe care o are doamna Angela. Angela, corect? Ca și doamna Gonța, legată de diferențele de gen. Eu am văzut de-a lungul cercetării diferențele. Și eu știu că a fost aplicată o metodă statistică de analiză și respectiv concluzia respectivă se bazează inclusiv pe rezultatele acestei analize. Însă ceea ce ați spus și dumneavoastră în răspuns la întrebarea unui dintre membrii Consiliului, când v-ați referit la dificultăți și ați spus că a fost foarte dificil să aduci bărbații acolo, pentru mine asta vorbește despre mari diferențe pe care noi, din păcate, la care nu avem un răspuns unic și simplu. Și cred că există loc de mai bine. Eu cred că inovația rezultatelor, când vine vorba de diferențe de gen, este că cercetarea scoate la suprafață, după mine, două teme mai puțin, hai să spun, discutate în spațiul public și poate chiar în spațiul de cercetare. Eu le-am definit pentru mine și la ele s-a referit și doamna Gonța când făcea referință la diferențele de gen, la așa numita percepția supraputerii pe care o are femeia în relația conjugală, în deadul. Și din punctul meu de vedere, asta înseamnă că există o putere negată și nu știm care este percepția socială, care e contextul cultural asupra felului cum poate sau cum are voie să-și exprime puterea femeia în deadă. Și al doilea, sau un alt aspect care a fost curios pentru mine, este legat de pseudo-beneficiile pe care le are sau pe care se consideră că le are bărbatul în căsătorie. Pentru că acolo existau diferențe semnificative dintre ceea ce consideră femeie că este un beneficiu pentru bărbat și ceea ce consideră însă un bărbat. Exact. Ori asta pentru mine vorbește despre faptul că există foarte mari diferențe în felul cum reușesc oamenii să comunice despre lucrurile importante din cuplu și despre realitatea din cuplu. Și cred că la nivel de proces, programul și lucrarea scoate la suprafață mai multe, sau confirmă mai multe lucruri care sunt confirmate sau care sunt constatate și de alte studii, dumneavoastră ați făcut referință la ele. Eu am fost curios și am încercat să-mi răspund la întrebarea de ce noi studiem atât de puțin relațiile de cuplu. Nu știu dacă răspunsul e că n-are cine. Eu cred că răspunsul este mai... Dificil. Nu, eu n-am făcut referență la ce am auzit. Eu sunt cu mine vorbesc acum. Zic că nu cred că răspunsul n-are cine. Cu siguranță are cine. Și în mediul academic există foarte multe doamne care, așa cum arată și studiile, au tendință să se orienteze mai mult către relații decât doamne. Dar eu cred că parte din acest răspuns este tocmai în natura contextului nostru cultural, în care nu este primit, în care nu se consideră potrivit să se preocupe de relații și bărbații. De asta eu cred, am să punctez doar câteva lucruri, ca să nu mențin atenția prea mult asupra mea, și anume faptul că eu consider că elementul de bază care a ajutat la armonizare a fost cunoașterea reciprocă. Da? Și eu atunci când asist, deja ca practician, când asist cuplurile, ele sunt mai des în disfuncționalitate decât în funcționalitate, pornesc întotdeauna de la premiză și eu am văzut că și programul cumva pornește de la ideea și scopul de a te cunoaște reciprocă. Ori asta, cred că e elementul de bază care noi trebuie să-l facem. Întrebarea este, sau provocarea pe care au de foarte multe ori cuplurile, este cum să te schimbi fără ca să te schimbi. Este o provocare majoră.
Adică cum să produci o îmbunătățire fără ca să schimbi nimic? Cum să rămânem stabili, dar să ne schimbăm de la o zi la alta? Și eu cred că ca răspuns la provocarea asta și apar tot felul de iluzii pozitive. De asta felicitări pentru efortul de a duce această lucrare la un frumos final. Eu pe această cale vă fac invitația, că ați menționat mai multe ori, despre platforme. Eu vă fac invitația să publicăm într-o manieră ușor de înțeles rezultatele cercetării pe platforma pentru cuplu.media, care eu am ocazia să o coordonez, unde cu siguranță o să existe un public interesat de rezultatele cercetării și o să facem în felul ăsta mai cunoscute și comunității în general și oamenilor simpli despre ce este important și cum oamenii trebuie să și gestioneze relațiile de felicitări. Mulțumim frumos, stimată doamnă Dolinski, rog să răspundeți invitațiilor. Mulțumim pentru avizele pe care le-am primit din partea dumneavoastră. Sunt avize pozitive de care mă bucur foarte mult că a fost apreciată teza și analizată și apreciată teza. Mulțumesc invitației domnului Toma cu privire la publicarea pe platformă a materialelor ce se regăsesc în teză și referitor la prezența, absența, diferențelor de gen. Cu siguranță sunt multe alte segmente relaționale, dimensiuni cognitive, dimensiuni fenomene și procese psihosociale care merită să fie studiate în continuare și care se vor regăsi în alte lucrări și va fi, deci vom obține mai multe rezultate cu privire la diferențele de gen. Mulțumesc! Deci, în continuare vor vorbi membrii Consiliului Științific Specializat. Oferim cuvânt doamnei Racu Iulia, doctor habilitat în psihologie, profesor universitar. Doamna Racu, vă ascultă. Vă mulțumesc, doamnă președintă. Sunt și eu bucuroasă să mă aflu astăzi la acest eveniment frumos. Vă mulțumesc pentru oportunitatea de a participa la el. Am să încep cu faptul că teza de doctor în psihologie cu titlul Manifestarea iluziilor pozitive în relațiile de cuplu, indiscutabil că abordează o problemă importantă și actuală a timpurilor în care trăim, întrucât cuplul conjugal traversează un amplu proces de schimbare, care este condiționat de o multitudine de transformări care se produc în contextul provocărilor societale și acest fapt este evidențiat chiar și în actualitatea cercetării, unde sunt prezentate diverse statistici, printre care și statisticile oferite de Biroul Național de Statistică, despre care a vorbit și domnul profesor Jălescu, și în actualitate este prezentat că în ultimii ani crește impresionant numărul divorțului în Republica Moldova. Apreciem că teza de doctor este proiectată și elaborată în tradițiile unui demers clasic în psihologie, demers teoretic, care este urmat de un demers constatativ și informativ și teza este structurată în următoarele componente. 3 adnotări, introducere, 3 capitole, concluzii generale. M-a impresionat numărul de surse incluse în lista bibliografică. Am găsit 310 surse în română, rusă și engleză și anexe, care prezintă informații factologice foarte importante în susținerea demersului realizat în cercetare. Introducerea cuprinde în mod foarte reușit actualitatea și importanța temei cercetate, descrierea situației în domeniul cercetării. Aici vreau să punctez faptul, sau într-un mod deosebit, că se regăsesc multiple cercetări și teze de doctor susținute în psihologie cu problematica familiei. Am să menționez teza doamnei Maria Corcevoi, teza doamnei Daniela Cazacu. De asemenea, este identificată problema de cercetare în introducere, scopul, obiectivele, ipoteza, metodologie cercetării, incontestabile și bine argumentate sunt semnificația teoretică și valoarea aplicativă, precum și rezultatele științifice principale înaintate spre susținere. Și aceste trei componente mi-au plăcut în mod deosebit cum sunt scrise și vă felicit pentru acest lucru. Capitolul 1, teoretic, cu titlul Repere teoretice privind iluziile pozitive în relațiile de cuplu, prinde fundamentarea teoretică a conceptului de iluzii pozitive, care a fost posibil printr-o documentare laborioasă și o analiză critică a unei liste bibliografice următoare și prezintă mai întâi istoricul acestei noțiuni, evoluția conceptului, teorie și modele explicative ale iluziilor pozitive. Nu am să dau citirea acestora. Autoarea, de asemenea, face trecerea în revistă a tipologiilor iluziilor pozitive și pune accent pe particularitățile psihologice ale iluziilor pozitive. De asemenea, capitolul 1 conține clarificările privind dilemele iluziilor pozitive în psihologia contemporană, caracteristicile.
iluziilor pozitive în relație de cuplu și sinteza principiilor care explică evoluția și dinamica interacțiunilor dintre cei doi parteneri în relație de cuplu. Realizarea demersului teoretic a permis autoarei să formuleze concluzii cu caracter holistic al iluziilor pozitive în relațiile de cuplu, pe care le considerăm o valoare științifică importantă a lucrării. Nu am să menționez încă o dată despre acel model teoretico-explicativ pe care îl aveți în baza, elaborat în baza studiului literaturii. Capitolul 2, manifestarea iluziilor pozitive în relațiile de cuplu, include descrierea și rezultatele demersului experimental al cercetării particularităților de manifestare a iluziilor pozitive în relația de cuplu. M-a impresionat dimensiunea eșantionului, îmi dau seama că a fost foarte dificil de lucrat cu sute de cupluri, a fost adus cu vârste între 20 și 72 de ani, a studiat dimensiunea în funcție, deci dimensiunea ce ține de experiența conjugală. De asemenea, capitolul include prezentarea metodelor de investigație cu specificarea dimensiunii investigării. Probele au fost selectate în conformitate cu scopul, obiectivele, ipotezele lansate și au permis o cercetare integrată și complexă a iluziilor pozitive în relația de cuplu. Sub capitolul 2.2 reflectă partea de contribuție personală și fundamentează manifestările iluziilor pozitive privind relația conjugală și miturile. Și cumva am impresia că aceasta a fost partea cea mai citită a lucrării dumneavoastră, unde ați prezentat rezultatele pentru cele 10 mituri ale căsniciei în funcție de genul subiectelor investigați și în funcție de dimensiunea durata căsniciei. Și vom menționa că în capitolul 2 sunt prezentate și particularitățile percepției de sine și a percepției partenerului conjugal, autoarea delimitând anumite asemănări și deosebire în funcție de gen. De asemenea, sunt evidențiate determinantele cum ar fi normele sociale, specifice interacțiuni idealice și posibilitatea de dezvoltare a fiecărui partener, a percepției de sine și percepției partenerului conjugal. Mi-a plăcut foarte mult în cercetare că pe finalul acestui capitol, înainte de concluzii, prezentați profilul psihologic pentru al bărbatului privind interrelația dintre iluziile pozitive, satisfacția conjugală și percepția partenerului conjugal, precum și profilul psihologic al femeii. Astfel, la bărbați, nivelul ridicat de iluzie este asociat cu nivelul ridicat de satisfacție conjugală și definitoriu pentru iluziile pozitive la bărbați sunt accentuarea trăsăturilor pozitive ale partenerii și minimalizarea celor negative, în timp ce la femei se stabilește aceeași interdependență între iluzii pozitive și satisfacție conjugală, în timp ce percepția soțului în termen pozitiv se referă la aplicarea trăsăturilor de prietenie și altruism. În mod deosebit apreciez capitolul 3, care avea titlul sau are titlul Program de intervenție psihologică pentru armonizarea iluziilor pozitive în relațiile de cuplu, care explică importanța elaborării și implementării unui program de intervenție psihologică, include scop, obiective, ipoteze ale programului, tehnici și metode de influență psihologică din psihoterapia cognitiv-comportamentală, psihologia pozitivă, psihoterapia corporală, programare neurolingvistică, terapie omolistică și altele. De asemenea, cuprinde structura și etapele și obiectivele activităților într-o manieră convingătoare, este ilustrată eficiența programului de intervenții psihologice, care a fost orientat la armonizarea iluziilor pozitive în relațiile de cuplu. Ați prezentat rezultatele comparativ pe definiția subiect experimental, test și retest. Ca rezultat al implementării programului de intervenții psihologice, cuplurile au demonstrat o creștere a nivelului de iluzii pozitive cu păstrarea unui echilibru adecvat între viațare și realitate. De asemenea, s-au produs modificări în satisfacția conjugală, s-au îmbunătățit anumite aspecte comunicaționale. Concluziile pentru fiecare capitol și cele finale prezintă conceptualizări științifice importante care sintetizează rezultatele obținute și descriu contribuțiile personale ale autoarei la dezvoltarea științei psihologice. Mi-a plăcut foarte mult că sunt concluziile în permanență corelate cu scopul, obiectivele și ipotezile cercetării. Vreau să evidențiez patru valori noi pe care le-am găsit în teza dumneavoastră. Este vorba despre
modelul teoretico-explicativ al iluziilor pozitive în relațiile de cuplu, modelul psihodiagnostic care a fost validat în teza dumneavoastră și metodologia propusă pentru armonizarea iluziilor pozitive în relația de cuplu și, cumva nu am menționat, portretul psihologic al bărbatului și al femeilor. Vom aprecia și numărul mare de publicații la tema tezei, astfel aveți 5 lucrări în reviste, diferite reviste științifice și 5 articole în culegeri ale diferitor conferințe, asta la tema tezei, pentru că în CV am văzut că aveți un număr mult mai mare de publicații. Și în concluzie vom menționa că teza pentru titlul de doctor în psihologie, manifestarea ale iluziilor pozitive în relațiile de cuplu, prezintă o lucrare științifică integră de o semnificație teoretică și valori aplicative autentice, iar autoarea Dorinski Cristina merită cu desăvârșire conferirea titlului științific de doctor în psihologie la specialitatea 511-01 Psihologie Generală. Și pe final vreau să zic că trăim într-o eră în care lucrarea dumneavoastră trebuie să popularizată foarte urgent, foarte extins, foarte... și mă refer aici nu la monografie, pentru că monografia va fi citită de comunitatea științifică și comunitatea științifică este un procent foarte mic dacă raportăm la populație. Nu știu, nu-mi vine idee de cum s-ar putea populariza. Și vreau să vă felicit pentru cercetare, vreau să vă felicit, v-am ascultat astăzi cu admirație și prezentarea și modul în care ați răspuns la întrebări. Felicitări dumneavoastră, felicitări conducătorului științific, să nu vă opriți aici, pentru că mai sunt și alte stele pe care puteți stinde. Vă mulțumesc pentru atenție. Mulțumesc frumos, domn Racu. Vreau să întreb membrii Consiliului Științific Specializat dacă sunteți de acord să răspundă pretendenta pentru toate avizele pe care le vom face, pentru că să valorificăm puțin timp. Mulțumim. În continuare, oferim cuvânt doamnei Budrug Lung Valentina, doctor habilitat în pedagogie, profesor universitar. Stimată doamnă Budrug, vă ascultăm. Da, stimată doamnă președinte, stimate colegi, colegi, stimată doamnă pretendente, cum am mai spus, cu deosebită plăcere am lecturat lucrarea respectivă, care mi-a produs foarte multe întrebări și provocări, dar eu vreau să vă spun că asta și este o procedură normală de cercetare. Pentru că o lucrare care nu-ți provoacă întrebări și provocări, nu știu cât de valoroasă e. Analiza tezei de doctor în psihologie a doamnei Dolinski Cristina, manifestarea ale iluziilor pozitive în relațiile de cuplu, de fapt ne-a oferit posibilitatea de a menționa această lucrare sau cercetare curentă din perspectivă holistică, ca o lucrare oportună, care ne oferă o viziune holistică asupra câtorva componente, și anume manifestările iluziilor pozitive și relațiile în cuplu. Pentru că ați venit cu o abordare conceptuală vastă, profundă, referitor la iluzii, în special iluziile pozitive, și mi-a plăcut discuția de astăzi și abordările care au fost, pentru că până la urmă, iarăși, vedem că totul este relativ și sunt foarte multe elemente de abordare individuală și subiectivă și cât de important este în cuplu să aibă totuși o viziune comună sau cât de cât comună. Problema relațiilor de cuplu, de fapt, este explorată foarte mult. Noi avem foarte multe publicații, cercetări asupra relațiilor de cuplu în arealul nostru, peste hotare. Dar dumneavoastră ați reușit să găsiți această nișă unde să veniți cu o complementaritate și cu, haideți să spunem, cu abordări inovative. Pentru că, pe de o parte, parcă ambele subiecte sunt cercetate, iar dumneavoastră ați găsit așa o conexiune interesantă, plus i-ați mai adăugat și dimensiunea de gen. Pentru mine, cum și vorbea și domnul doctor Sergiu Toma, chiar
a fost o provocare. Eu tot timpul aveam, știți, așa, senzația asta să nu cădem undeva în dimensiunea reproducerii stereotipurilor de gen. Pentru că acele mituri, acele profiluri psihologice care dumneavoastră le-ați construit erau exact la o limită. Și eu vă mulțumesc că totuși ați încercat să veniți cu programul care să nu cumva să fortifice aceste diferențe care există, dar să ne dea niște instrumente cum le putem deconstrui pe viitor. Pentru că, pe de o parte, n-aș vrea să reproducem acele mituri asupra cărora ați lucrat. Și aici mă tot gândeam și una din întrebările mele, dar am lăsat-o pentru mine, pentru reflexie și pe viitor pentru dumneavoastră. Totuși, ce determină aceste diferențe? Pentru că, da, sunt normele sociale, persistența stereotipurilor de gen. Dar ceea ce este foarte, constituie o provocare în contextul Republicii Moldova, pe de o parte avem politici foarte bune. Avem o multitudine de programe dedicate instituției familie, egalității de gen, prevenirii, combaterii violenței în familie. Dar înțelegem că nu e atât de ușor, e mult mai ușor să adopți o lege decât să schimbi mentalitatea și să schimbi comportamentul. Da, printr-un training, printr-un program putem schimba niște atitudini, da? Putem, hai să spunem, contribui la creșterea nivelului de informare. Dar aici apare întrebarea, relațiile, comportamentul, conexiunea partenerilor este mult mai profund și care nu se schimbă într-o zi sau urmarea unui training. Aici trebuie așa o activitate continuă, asiduă și durabilă. Mie mi-a plăcut foarte mult, iată, exact, mă repet și reiterez constatările colegilor, modelul teoretico-explicativ al manifestării iluziilor pozitive în relațiile de cuplu și apreciez totuși programul de intervenție psihologică privind armonizarea acestor iluzii în relațiile de cuplu, pentru că, pe de o parte, a stabilit așa o evoluție semnificativă pozitivă în nivelul de iluzii pozitive și satisfacția conjugală și percepția partenerilor de cuplu. Și aici îmi place și percepția de sine, că aici contează foarte mult. Schimbările personale, schimbările la nivel de persoană, dar și la nivel de relație. O apreciere deosebită, cred eu, că merită eforturile autoare pe filiera această practică, soldată cu rezultate palpabile și vedem această evoluție pozitivă, urmare a aplicării programului, dar ceea ce mi se pare foarte interesant, la fel, este deschiderea acestei cercetări spre noi perspective. Pentru că în baza cercetării dumneavoastră, eu văd că noi avem foarte mult de lucru pe alte filiere. Și pe dimensiunea stereotipurilor de gen, pe dimensiunea, apropo, relaționării altor cupluri, altor grupuri, în baza intersecționalității, care astăzi se discute foarte mult, cum combinăm gender, vârstă, dizabilitate, dimensiunea rural-urbană, statutul familial, prezența copiilor și așa mai departe. Apar foarte multe perspective pentru cercetare. Cupluri mixte. Cupluri mixte, da. Și cu, hai să-i spunem, și cu comportamente atipice, că acum se discută foarte mult, și dimensiunea identităților de gen, și problema etniilor și așa mai departe. Deci putem aici aduce foarte multe componente și variabile. Ceea ce iarăși este important, că lucrarea dumneavoastră are un limbaj accesibil, coerent, științific, explicit. Tot denotă o maestrie și o competență a cercetătoare. Eu vreau doar să mă aliniez la cele spuse de colegii noștri și colegi. La fel vreau să menționez că lucrarea se raliază
și la cercetările anterioare, în special cele peste hotare. Dar ne gândim pe viitor în profunzime cum reflectăm mai mult sau corelăm cercetările noastre și cu documentele naționale. Pentru că foarte interesant, avem codul familie cu niște articole clar stipulate, apropo, egalitatea în obligațiunile partenerilor. Cum se recorelează acestea cu comportamentele și percepțiile partenerilor? Deci avem foarte multe filiere de perspective de cercetare. În concluzie, vreau să menționez că teza de doctor în psihologie este o lucrare valoroasă și oportună. Conține toate componentele necesare și corespunde cerințelor ANACEC. Iar autoarea Dolinsky Cristina merită conferirea titlului științific de doctor în psihologie la specialitatea 511-01, psihologie generală. Aprecierile mele, felicitări și felicitări doamnei coordonatoare științific, doamnei profesor. Mulțumesc! Și felicitări departamentului de psihologie USME, care a mai căpătat un doctor în psihologie, odată și toată lumea s-a manifestat pro. Da. Mulțumim frumos, stimată doamnă Bodru Lungu, pentru această analiză minuțioasă. În continuare oferim cuvânt doamnei Losă Elena, doctor în psihologie, conferențiar universitar. Mulțumesc mult, stimată doamnă președinte, stimați colegi, membrii Consiliului, dragă pretendentă. Evident că și eu am examinat cu multă atenție teza și rezumatul noastră a tezei manifestările iluziilor pozitive în relațiile de cuplu, lucrări elaborat sub ghidarea competentă a doamnei Carolina Platon. În consecință am constatat că teza corespunde rigorilor stipulate de către ANACER cu referire la astfel de lucrări și motivele care mi-au justificat această decizie sunt următoarele. În primul rând, dumneavoastră ați identificat o temă ce se înscrie într-o tendință actuală, interesantă și mai ales necesară, acea cercetării și îmbunătățirii relațiilor de cuplu prin armonizarea iluziilor pozitive. Evident că familia reprezintă o oglindă, o reflecție a societății și în condițiile unor transformări complexe și profunde a crizei prin care trece și familia contemporană, apare necesitatea de a investiga, de a îmbunătăți acele relații în cadrul familiei și, în consecință, îmbunătățirea stării de bine și păstrarea familiei. Cu toți recunoaștem că schimbările care s-au produs în familia că în familia contemporană s-au produs multiple schimbări semnificative și suntem conștienți de faptul că familia până la urmă este acel izvor din care membrii ei își pot extrage resurse pentru a face față vieții, pentru a face față provocărilor vieții și realității contemporane, care pe alocuri este una incertă, confuză, cu instabilitate economică, socială, etc. Aspectele care au fost descrise cu multă meticulozitate în partea introductivă a lucrării, pe lângă cele informații statistice prezentate de către doctorandă cu referire la numărul divorțelor, aceste constatări denotă că avem probleme la acest aspect și este necesar de a interveni pentru a asigura o reziliență cât mai înaltă a partenerilor în cuplu și o creștere a satisfacției maritale. În introducere este argumentată actualitatea și importanța studiului, sunt prezentate scopul și obiectivele cercetării, noutatea științifică a lucrării, importanța teoretică și aplicativă a studiului, încadrarea temei de cercetare în preocupările naționale și internaționale, respectiv sunt toate componentele necesare pentru această parte a lucrării. Autoarea confirmă încadrarea temei de studiu în cercetările și preocupările internaționale și naționale. Este o prezentare echilibrată a conținutului în capitole, teza fiind structurată în trei capitole, fiecare cu funcția sa bine definită. În capitolul teoretic, Cristina Dolinsky vine cu o viziune explicativă a fenomenului de iluzii pozitive, cu analiza diferitor teorii și modele explicative ale iluziilor pozitive, cu specificul manifestării acestor iluzii în relațiile de cuplu, cu explicarea funcționalității acestora în relațiile de cuplu. Cert este faptul că autoarea conștientizează faptul că doar definind explicit conceptul de iluzii pozitive în cuplu,
poate ulterior să contextualizeze în armonizarea acestor relații. Au fost analizate studiile din domeniul care evidențiază funcționalitatea iluziilor pozitive în interacțiunile dintre partenerii conjugali. De asemenea, sunt prezentate aspecte teoretice care conturează specificul relațiilor de cuplu cu evoluție și dinamică specifică a interacțiunilor dintre cei doi parteneri conjugali. Au fost explorate date și informații provenite din surse naționale și internaționale, astfel încât să fie luate în considerare contexte socioeconomice și culturale diferite. Merită apreciere faptul că doctoranda a valorificat pe deplin studii realizate de către cercetătorii autohtoni, cum ar fi doamna Berceac, doamna Vârlan, doamna Bulgaru, Cazac, Cuznetsov, Lăsavca și mulți alții. Evident că problema optimizării iluziilor pozitive în relațiile de cuplu și ca consecință îmbunătățirea relațiilor în cadrul cuplului este una foarte complexă și autoarea semnalează o doză de ambiguitate în studiile realizate anterior, fapt ce i-a permis să proiecteze direcțiile de soluționare a problemei de cercetare identificate și să vină cu delimitarea conceptuală a iluziilor pozitive în cuplu și cu o viziune explicativă proprie, cu acel model teoretico-explicativ al manifestării iluziilor pozitive în relații de cuplu, ilustrat în figura 1.8. Un loc aparte este rezervat analizei teoriilor explicative a relațiilor de cuplu, a principiilor și dinamicii interacțiunilor dintre cei doi parteneri conjugali expuse în paragraful 1.4. Lecturarea tezei ne dovedește pe deplin că doamna Dolinski-Cristina este bine familiarizată cu domeniul, analizează și prezintă diferite abordări științifice, lucru demonstrat nu doar de lucrare, dar și de experiență care este expusă în CV-ul anexat la lucrare. A valorificat pe deplin și cu multă acuratețe studiile realizate anterior și un număr impresionant de surse bibliografice 310, fapt ce a permis să elaboreze o bază teoretică bună a lucrării. Pentru a soluționa problema de cercetare identificată, doctoranda a efectuat două experimente. Primul, cel cu caracter explorativ, a fost expus în capitolul 2, care a avut drept scop identificarea particularităților de manifestare a iluziilor pozitive în relațiile de cuplu. Și aici cred că o adevărată provocare pentru doctorandul și conducător a fost identificarea și selectarea instrumentariului de măsurare a iluziilor pozitive, lucru care e reușit, operaționalizarea concepută, realizată în partea teoretică a lucrării, i-a permis să identifice acele componente structurale care au fost studiate experimental. Calitatea metodologică a cercetării a fost asigurată de o bună selectare a testelor psihologice, de corectitudinea aplicării, prelucrării și interpretarea profundă a datelor obținute. Aici vreau să remarc un design atent al cercetării, o metodologie a cercetării bine gândită și elaborată, cu lansarea unor ipoteze plauzibile și verificare. A selectat doctoranda cu multă acuratețe testele care evaluează variabile experimentale, iar rezultatele obținute au fost supuse unei prelucrări statistice, au fost interpretate și ilustrate foarte explicit în tabele, figuri, scheme, care facilitează foarte mult percepția și analiza acestor rezultate. Datele experimentale obținute sunt descrise minuțios, iar concluziile formulate rezonează cu ipotezele lansate, ceea ce denotă faptul că au fost bine gândite și drept consecință și au găsit confirmarea experimentală. Al doilea experiment, cel formativ prezentat în capitolul 3, a vizat armonizarea iluziilor pozitive în relațiile de cuplu, prin valorificarea fiecărui partener în deada conjugală și respectarea similitudinilor și în același timp a diferențelor, creșterea flexibilității și a disponibilității de cooperare în deada conjugală, dezvoltarea interacțiunilor pozitive între partenerii de cuplu și creșterea funcționalității cuplului, învățarea modalităților eficiente de focusare pe aspectele pozitive de cuplu. Ipoteza lansată pentru această etapă experimentală a fost demonstrată. Implementarea programului de intervenție psihologică elaborat de către doctorandă privind armonizarea iluziilor pozitive în relații de cuplu a vizat necesitatea abordării asistenței psihologice a cuplurilor care se află în impas. Totodată, programul de intervenție psihologică a produs și efecte pozitive în percepțiile de sine și percepțiile partenerului conjugal. Evident că rezultatele științifice sunt
originale și importante, atât în plan teoretic cât și aplicativ, și câmpul de intervenție acestei cercetări, așa cum au spus și colegii mei anterior, se extinde dincolo de psihologia generală, este cu mult mai mare și acoperă arii și din domeniul psihologiei familiei și psihologiei sociale, etc. În concluzie, conținutul tezei este structurat bine, cu legătură logică și continuă între capitole. Fiecare capitol finisează cu un șir de concluzii extrase din analiza literaturii și studiul experimental realizat, concluzii care ne convin pe deplin în actualitatea și noutatea studiului întreprins, totodată argumentând și motivația acestei cercetări. Am mai vorbit despre asigurarea bibliografiei, una impresionată, dar aici aș vrea să menționez și acuratețea cu care s-a organizat și s-a prezentat această asigurare bibliografică a tezei, o literatură actuală și relevantă din domeniul psihologiei. Doctorand are suficiente publicații, rezultatele fiind expuse în 10 lucrări. Rezumatul tezei la fel conține toate elementele necesare și prezintă o imagine clară, o imagine sistematizată asupra tezei. Limbajul este unul riguros, îngrijit și științific. Apreciem natura teoretică aplicativă a lucrării, importanța implicațiilor practice ale rezultatelor obținute, acuratețea și valoarea cercetării întreprinse, bogăția conceptuală și structura fermă a lucrării. Luând în calcul toate cele expuse anterior, consider că lucrarea corespunde exigențelor de calitate înaintate față de asemenea tip de lucrări de către Agenția Națională de Asigurare a Calității în Educație și Cercetări a Republicii Moldova, are o valoare științifică și aplicativă, iar autoarea ei, Dolinski Cristina, merită conferirea titlului științific de doctor în psihologie la specialitatea 511-01 Psihologie Generală. Și vreau să vă felicit în final și pe dumneavoastră și pe conducătorul cu o astfel de realizare frumoasă în domeniul psihologiei. Felicitări și mult succes în continuare. Mulțumim. Mulțumim frumos, stimată doamnă Losă. În continuare oferim cuvânt doamnei Stefana Tolstaia, doctor în psihologie, conferențiară universitară. Mulțumim, doamnă președinte. Stimați colegi, onoratele asistențe, eu aș vrea să încep discursul meu cu felicitări. Să constat faptul că doamna Dolinski Cristina a spus lucrul cu teza, străduință și perseverență în maniera Dolinski Cristina, iată cu nuanțele acestea de anxietate majorată despre care a vorbit doamna conducător, dar și cu tendințele acestea spre perfecționism, da, cu care am confruntat un pic cu doamna Cristina, dar sunt sigură că și exigența conducătorului științific, doamnei profesor Platon Carpina, a contribuit foarte mult la finalul acestei lucrări, așa că eu aduc felicitările mele cordiale atât doamnei coordonator, cât și pretendentii la titlul de doctor în psihologie. Atunci când ești un vorbitor prin ultimii, da, pare că ai o oportunitate aceasta să spui că asta e o oportunitate, dar este și un pic dificil, deși totuși ar trebui să vorbești despre ceva și să menționezi unele lucruri. Și cred că sunt în lucrarea aceasta unele momente care merită a fi repetate ori de cât ori este posibil, da, în ședință. Și în primul rând de menționat actualitatea și tema aceasta care provoacă foarte mare interes, întrebări, dar și interes și nu doar în spațiul acesta științific, da, atunci când Cristina a venit cu unele aporturi teoretice noi, da, atunci când a valorificat, a validat instrumentele pentru lucru practic și programul elaborat, atunci când tema aceasta deschide foarte multe căi pentru studii ulterioare, dar și faptul
că este foarte interesant și pentru o populație largă, fapt menționat și de domnul profesor Rac și de domnul doctor Toma, adică lucrarea este pe un interes foarte larg. Aș vrea să menționez aici foarte pe scurt să merg, dar să precizez și să luau Cristina pentru analiza aceasta profundă, minuțioasă a teoriilor, a terminologiei și de apreciat modelul teoretico explicativ cu care se finalizează capitolul numărul 1. Ce ține de capitolul 2, cercetarea este foarte bine argumentată, prezentată laconic, convingător, rezultatele obținute la nivelul corelațional dintre variabile cercetării a permis elaborarea unor profiluri ale partenerilor conjugari care elucidează diferențele de gen înregistrate în cercetarea aceasta. Da? Capitolul 3 în genere, programul acesta care este foarte bine gândit, formulat, prezentat și care sunt sigur că va fi aplicat de specialiști în domeniu, dar dacă va fi plasat și pe tot forma propusă de domnul Toma Sergio, poate și de cupluri de sine stătător care vor găsi acolo unele lucruri foarte interesante și benefice pentru ei. Concluziile particulare la finele capitolului, dar și concluziile generale, reflectă explicit strategia, traseul și rezultatele investigației. Autoarea operează cu un limbaj științific adecvat, discursul științific este demonstrativ, deoarece convinge, este determinant de abordarea, de aderarea autoarei la ideile expuse și este acceptat de cititor. Nu mă refer aici să mai repet încă o dată cuvintele privind inovația, originalitatea, valoarea teoretică și aplicativă a lucrării. A fost numită spuse aceste lucruri de multe ori, dar toate acestea ne permit în concluzie să venim cu o afirmație, cu o concluzie, în concluzie să venim cu o concluzie. Da? Bine, în timpul celor expuse, da, venim cu propunere, mulțumesc doamna Gonța, că teza merită, că pretendenta merită conferirea, da, titlului sau gradului, totuși titlului de doctor în psihologie la specialitate 511-01 și aceasta este propunerea mea pentru care o să votez în decizia finală. Mulțumesc! Mulțumim frumos, stimată doamnă Tostaia! Da. Și la final oferim cuvântul doamnei președinte, doamna doctor candidat, mulțumesc frumos! Între timp cât fiecare din membrii Consiliului a vorbit, tot făceam așa semne în avizul meu ca să... Și am tot tăiat. Încerc să fiu foarte succintă și să zic că evident că tema cercetării este una care se înscrie în tendințele contemporane de cercetare și numai decât doctoranda ne-a convins că este important acest subiect, a relevat toate detaliile în actualitatea și importanța temei abordate, după care în capitolul 1 doctoranda ne prezintă reperele teoretice privind iluziile pozitive în relațiile de cuplu. Aici apreciere pentru faptul că capitolul teoretic al tezei demonstrează capacitatea pretendentei la titlul de doctor de a selecta și a analiza cele mai relevante surse bibliografice, peste 300. Ea a reușit foarte frumos să facă acest lucru. În capitolul 2 al tezei, intitulat Manifestările iluziilor pozitive în relațiile de cuplu, evident că doctoranda prezintă designul experimental, prezintă, analizează metodele valorificate, rezultatele obținute și ajunge la sfârșit să
concureze un model pe care cumva îl relefează în baza rezultatelor obținute din perspectivă statistico-matematică. Evident că aprecieri pentru că capitolul practic conturează eficient acțiunile realizate în scopul identificării caracteristicilor iluziilor pozitive în relațiile de cuplu în conformitate cu factorii indicatori. Capitolul 3, doctoranda prezintă programul de intervenție psihologică privind armonizarea iluziilor pozitive în relațiile de cuplu. La fel fac cumva o evidențiere asupra faptului că teza este originală prin faptul că a fost elaborat un studiu care stabilește particularitățile de manifestare a iluziilor pozitive în relațiile conjugale. A stabilit modelul teoretico-explicativ al manifestării iluziilor pozitive în relațiile de cuplu, a constituit profilul psihologic de gen privind interrelația dintre iluziile pozitive, satisfacția conjugală și percepția partenerului conjugal, a elaborat programul de intervenție psihologică privind armonizarea iluziilor pozitive în relațiile de cuplu. Este de apreciat și modul în care astăzi doctoranda a făcut această prezentare, a răspuns convingător la toate întrebările care au fost, la toate provocările, pentru că să fim de acord că au fost multișoare. Și în concluzie apreciez și zic că doamna Dolinski, Cristina, merită să îi se confere titlul științific de doctor în psihologie, specialitatea 511-01 Psihologie Generală. Vă mulțumesc! Acum, stimată doamnă Dolinski, eu o să vă rog foarte mult să răspundeți membrilor Consiliului Științific Specializat și să ziceți care este părerea dumneavoastră cu referire la tot ceea ce s-a discutat. Sunt bucuroasă că au fost apreciate, deci principalele modele, să zic eu, modelul teoretico-explicativ al manifestării iluziilor pozitive în relațiile de cuplu, profilurile psihologice de gen, demersul investigativ, demersul formativ. Sunt bucuroasă și consider că vor fi utile aceste rezultate atât în comunitatea academică cât și în, în societate. Vreau să mulțumesc enorm pentru avizele pe care le-am primit astăzi, pentru apreciere, pentru analiza detaliată a lucrării și pentru viziunile pe care mi le-ați deschis de fapt prin aceste avize. Vă mulțumesc! Și noi vă mulțumim pentru acest răspuns. Deci o să continuăm și o să analizăm în cele ce urmează proiectul de hotărâre referitor la gradul de noutate și valoare științifică și practică a rezultatelor obținute în teză și la confirmarea titlului științific solicitat. Menționez că proiectul de hotărâre a fost repartizat din timp fiecărui membru al Consiliului, respectiv vreau să rugăm secretarul științific să dea citire proiectului de hotărâre. Dar după care am venit și l-am citit, e obligatoriu să fie. Doar, nu tot? Tot? Da, cred că da. Tot? Cred că... Ok, da. Îi dăm citire integral ca să fie clară secvența așezată în proiectul de hotărâre. Așa, doar proiectul hotărârii. Cercetarea realizată de Dolinski Cristina denotă un înalt model teoretic aplicativ și oferă o analiză profundă privind stabilirea particularității de manifestare a iluziilor pozitive și impactul acestora în relație cu iluzii. Elaborarea programului de intervenție psihologică având ca efect armonizarea iluziilor pozitive în relație de cuplu. Actualitatea temei de cercetare este condiționată de complexitatea contextului provocărilor sociale cu care se confruntă ziarele conjugale, care reprezintă o uniune dintre două individualități interacționale la nivel biopsihosocial, trece printr-un amplu
proces de schimbare generat de transformările care se produc în contextul provocărilor sociale. Aceste schimbări se resimt atât la nivel aspectelor exterioare ale populului, afectând natura și rolul ei social, cât și la nivelul elementelor de adice care afectează relațiile celor doi parteneri. Provocările cu care se confruntă cuplurile în Republica Moldova configurează structura dinamică și evoluția relațiilor conjugale și familiale, fiind afectate alte fenomene și procese în contextul psihosocial și demografic. Scăderea natalității, preferința pentru alte forme de uniune, capacitatea redusă de utilizare a mecanismelor de coping, individualismul ca valoare a familiei mobile. Conform strategiei investigaționale, teza respectă logica internă a unei cercetări calitative de tip teoretic aplicativ și se încadrează în limitele rigorilor înaintate față de o teză de doctor în psihologie. Scopul cercetării, care constă în stabilirea particularităților de manifestare a iubirilor pozitive în raport cu satisfacția în cuplu, percepțiile reciproce ale partenerilor conjugali, precum și elaborarea unui program de intervenție psihologică privind armonizarea iluziilor pozitive în relațiile de cuplu, a fost realizat prin intermediul obiectivelor cercetării, precum analiza și sinteza cercetărilor cu referire la tema studiată, stabilirea particularităților privind iluziile pozitive, miturile căsnicii, satisfacția conjugală, a percepțiile de sine și percepțiile reciproce ale partenerilor conjugale în funcție de genul subiecțiilor și de durată căsniciei, elaborarea profilurilor psihologice de gen privind interrelația dintre iluziile pozitive, satisfacția conjugală și percepția partenerului conjugal, elaborarea, implementarea și evaluarea eficienței programului de intervenție psihologică privind armonizarea iluziilor pozitive în relație de cuplu. Noutatea și originalitatea științifică rezidă în elaborarea unui dintre primele studii teoretică experimentale din spațiul național în psihologie generală, care stabilește particularitățile de manifestare a iluziilor pozitive în relație conjugale, stabilirea modelului teoretic explicativ al manifestării iluziilor pozitive în relațiile de cuplu, constituirea profilurilor psihologice de gen privind interrelația dintre iluziile pozitive, satisfacția conjugală și percepția partenerului conjugal, elaborarea programului de intervenție psihologică privind armonizarea iluziilor pozitive în relație de cuplu. Rezultatele obținute care contribuie la soluționarea unei probleme științifice importante constau în stabilirea particularităților de manifestare iluziilor pozitive și elaborarea programului de intervenție psihologică, având ca efect armonizarea iluziilor pozitive în relație de cuplu. Semnificația teoretică și aplicativă a tezei este justificată de completarea și consolidarea bazei teoretice cu privire la iluziile pozitive prin sintetizarea informațiilor despre manifestarea acestor percepții de asate pozitiv în contextul relațiilor de cuplu și rolul lor în ziadă conjugală. Argumentarea modelului teoretică explicativ al manifestării iluziilor pozitive în relațiile de cuplu, fundamentarea teoretică științifică a programului de intervenție psihologică privind armonizarea iluziilor pozitive în relații de cuplu, abordarea intra- și interdisciplinară prin studierea iluziilor pozitive din perspectiva psihologiei generale, psihologiei sociale și de cuplu, elaborarea profilurilor psihologice de gen privind interrelația dintre iluziile pozitive, satisfacția conjugală și percepția partenerului conjugal,
validarea programului de intervenție psihologică privind armonizarea iluziilor pozitive în relații de cuplu. Decizia. Da? Da. Dăm citire decizii și respectiv o vom lua drept bază, după care vom merge să votăm. În rezultatul, da, este proiectul. În rezultatul expertizării lucrării elaborate, a susținerii publice, a aprecierii date de către referenți, membri Consiliului Geologului Științific Specializat de 511.01.23.111, consideră că teza de doctor în psihologie, elaborată de către Dumenski Cristina, răspunde exigențelor regulamentare ale Agenției Naționale de Asigurare a Calității de Educație și Cercetare a Republicii Moldova și în temeiul celor menționate, membrii Consiliului Științific Specializat de 511.01.111, deci, prima, a conferit doamnei Dolinske Cristina titlul științific de doctor în psihologie la specialitate 511.01 psihologie generală, 2. A solicita Agenția Națională de Asigurare a Calității în Educație și Cercetare de a confirma hotărârea date și a oferi doamnei Dolinske Cristina diplomă de doctor în psihologie. Vă mulțumim frumos, stimată doamnă Tolstaia. În cele ce urmează, vom ruga operatorul să închidă înregistrarea pentru a putea să votăm și vom ruga invitații să meargă în sala 507. În cele ce urmează, voi da citire procesului verbal privind rezultatele votării membrilor Consiliului Științific Specializat de 511.01.23.111, teza realizată la specialitatea 511.01 Psihologie Generală în cadrul Universității de Stat din Moldova, astăzi 21 martie 2024, în vederea conferirii titlului științific de doctor în psihologie doamnei Dolinske Cristina, în baza susținerii tezei de doctor în psihologie cu titlul Manifestarea iluziilor pozitive și relațiile de cuplu. Vreau să vă informez că au votat 5 membri ai Consiliului Științific Specializat de 511.01.23.111, s-a votat pro 5 membri ai Consiliului Științific Specializat, contra 0 membri ai Consiliului Științific Specializat de 511.01.23.111. Deci acum vreau să punem la vot această decizie. Vă mulțumesc. În cele ce urmează, o să rugăm foarte mult să ne vorbească un cuvânt de final pentru această susținere frumoasă care a avut loc candidata. Deci, doamnă Dolinske, vă ascultăm. Vă mulțumesc pentru că mi-ați oferit cuvântul. Exact așa cum ați spus, că este un cuvânt de final pentru această cercetare, pentru această cercetare doar să fie, nu pentru alte cercetări. Vreau un pic să menționez despre traseul pe care l-am parcurs. Deci un traseu pe alocuri anevoios, un traseu care a început de la o singură sintagmă, dragostea este oarbă. Și s-a transformat treptat într-o teză de doctor. Vă mulțumesc enorm pentru implicarea dumneavoastră și receptivitatea de a fi membri ai Consiliului Științific Specializat. Mulțumesc invitațiilor speciali pentru că au acceptat propunerea noastră, invitația noastră de a fi aici alături de noi la susținerea publică a tezei de doctor. Și doar un lucru vreau să menționez, mă bucur enorm că astăzi, dumneavoastră, mi-ați consolidat încrederea și convingerea de a merge mai departe și de a realiza alte cercetări, fără acel segment anxios perfecționist. Vă mulțumesc mult! Și noi vă mulțumim, stimată doamnă Dolinske, stimați membrii ai Consiliului Științific Specializat, stimați referenți oficiali, stimați invitați, onorată asistență, îmi permiteți să declar ședința închisă. Vă mulțumim! Mulțumim. Aici vreau să aduc mulțumiri enorme conducătorului științific care a dat dovadă de perseverență.
de răbdare și care m-a ghidat cu adevărat pe acest traseu. Deci, doamna Platon, probabil că nu mi-ajung cuvinte ca să-mi exprim tot ceea ce simt față de dumneavoastră și în calitate de cadru didactic și în calitate de coordonator. Vă mulțumesc că mi-ați fost alături pe acest traseu științific.